Bună dimineața, de prea deschisă ședința secției de procurori de astăzi. Doamna secretar general, vă rog să dați citire ordinii de zi. Un singur punct pe ordinea de zi, și anume avizarea propunerii de numire în funcția de procuror șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a doamnei Alina Albu, procuror în cadrul aceleași direcții, structura centrală. Mulțumesc, sunt de acord cu ordinea de zi? De acord. Doamna procuror, aveți undeva la 20 de minute, 20 de minute, cât o să vreți, până maxim 30 de minute, dar plecăm la premiza că am citit proiectul cu toții. Am urmărit interviul de la Ministerul Justiției. Prezentați-vă mai obiectivele, eventual dată, o analiză pe care vreți să o faceți acolo sau orice vreți dumneavoastră. După care o să urmeze o sesiune de întrebări din partea secției și a domnului ministru. Mulțumesc foarte mult. Nu o să intru și să nu depășesc în niciun fel timpul acordat de dumneavoastră, motiv pentru care o să spun doar câteva cuvinte legate de mine și de cariera mea, ca să îmi motivez oarecum decizia de a participa la, această procedură și de a da curs acestui demers. Sunt procuror în cadrul DICOT începând din anul 2004, de la înființare. De fapt, sunt printre puținii procurori care au mai rămas în cadrul structurii și care am activat în cadrul secției din care a luat naștere prin reorganizarea această structură. Am experiență în domeniul combaterei criminalității organizate pentru că am lucrat exclusiv în cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul DICOT, fie că am lucrat ca procuror cu funcție de execuție, așa cum sunt și astăzi, fie că am lucrat în funcția de procuror șef de birou, cea mai mică la acea dată, procuror șef de birou al Biroului de Combatere a Infracțiunilor de Violență, fie că am ajuns în anul 2015 să fiu întâi delegată și apoi am intrat și am susținut un interviu, îmi cer scuze, cred că am mai mari emoții ca data trecută, și am fost procuror șef de serviciu. Ulterior, la modificarea legii de organizare, în anul 2016, cum bine cunoașteți, la începutul anului am fost delegată procuror șef de secție a secției de combatere a criminalității organizate din cadrul DICOT. În 2019 am obținut un mandat la această secție pe care l-am încheiat în februarie 2022, 24 februarie, mai exact. Acesta este traseul meu profesional și dorința cu care am plecat la drum a fost aceea ca această structură în care activez de atâția ani, de la început și până astăzi, să continue pe calea dezvoltării instituționale și să ajungă la un nivel cât mai înalt al eficienței și eficacității. În proiectul meu am plecat întâi de la o analiză a cadrului atât național cât și internațional al luptei contra criminalității organizate. Și am avut în vedere repere pe care instituțiile europene în domeniu, cum ar fi Europol, raportul SOCTA, spre exemplu, le stabilesc și le constată în urma decelării de date, atât date informaționale, cât și date statistice de la toate statele membre care varsă acolo informații. Și am constatat, spre exemplu, că sunt numitor comun cu ceea ce eu, din proprie experiență, știam la nivelul DICOT. Spre exemplu, peste 70% din grupările monitorizate, în grupările infracționale organizate, monitorizate în Uniunea Europeană, deci cele cunoscute și monitorizate, acționează în cel puțin 3 state europene, nu se limitează la granițele statului. Spre exemplu, 65% dintre grupările care acționează în Uniunea Europeană sunt formate din cetățeni ai mai multor state, cel puțin 3 state. Aproximativ 40% din toate grupările din Uniunea Europeană monitorizate se ocupă cu traficul de droguri, fapt care conduce și la noi la o evoluție de gen. Infractorii sunt nativ digital și asta știm de mult și nu numai de acum. În general, autoritățile sunt cu un pas în urma infractorilor în ceea ce privește utilizarea a tot ceea ce înseamnă comunicare criptată sau fluxuri de monede, de criptomonede. Motiv pentru care toate aceste riscuri și amenințări constituie riscuri și amenințări și pentru statul român, chemat la rândul său să contribuie la eforturile comune de destructurare a acestor rețele care au depășit cu mult granițele unui singur stat.
și care afectează stabilitatea întregii Europe. Am remarcat, spre exemplu, că și ciclul de politice în pact se pliază pe aceleași constatări ale SOCTA, că și strategia Uniunii Europene privind combaterea criminalității organizate, care a venit imediat după raportul SOCTA, tot în aprilie 2021, toate acestea au ca centru comun niște obiective, de fapt au obiective comune. Și anume, ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană și România, printre altele, să garanteze că infracțiunile nu aduc profit și să se asigure că banii făcuți din infracțiuni sau orice produs infracțional este confiscat. Infractorii sunt lăsați fără resurse financiare. Se mai constată că este absolut necesar să ne adaptăm și noi erei digitale, să ajungem în prezent cât mai aproape de infractori. Se mai constată că anchetele trebuie să fie cât mai eficace, cât mai centrate pe domenii prioritare și să stabilească care sunt acele domenii prioritare și care sunt cele care afectează anumite state. Unele pot fi afectate mai mult de droguri, altele pot fi afectate mai mult de contrabandă, unele pot fi afectate de fraudele cu fonduri europene. Toate acestea trebuie monitorizate la nivel de Uniunea Europeană și la nivelul României. Tocmai de aceea, în 2021, când în septembrie, prin hotărârea de guvern 930, a fost aprobată strategia națională împotriva criminalității organizate, obiectivele avute aici în vedere se pliază pe ceea ce apăruse deja în strategia Uniunii Europene, avută în vedere și de statul român la acel moment. DICOT, la rândul său, deși am fost creați ca unica unitate de combatere a criminalității organizate la acel moment și a terorismului, din 2014 se cunoaște, odată cu modificarea codului penal la 1 februarie, a pierdut monopolul, să zicem, asupra infracțiunii de grup criminal organizat și astăzi se situează într-o arhitectură instituțională foarte clară în care anumite infracțiuni sunt autonome și sunt cercetate exclusiv de DICOT, cum ar fi traficul de droguri, traficul de persoane, terorismul și altele sunt partajate, bineînțeles după infracțiunile SCOP, cu celelalte parchete. Parchetele de tribunal, în funcție de calitatea persoanelor, dacă este cazul, cu parchetele de curs de apel și chiar cu parchetul în altei curs de casație și justiție atunci când se preiau diverse cauze la acest nivel. Ca atare, DICOT cred că trebuie să-și adapteze răspunsul permanent la tot ceea ce se întâmplă, pentru că se cunoaște, criminalitatea organizată este un fenomen dinamic. Și fiind un fenomen în continuă schimbare, fiind creat ca sindicat criminal în vederea comiterii unor infracțiuni, infracțiuni care la rândul lor pot fi în continuă mișcare și în continuă modificare, este de la sine înțeles că an de an trebuie să adaptate atât viziunile, cât și politicile, cât și eventual prioritățile, dacă acest lucru se impune. În proiectul meu am mers pe această legătură între ceea ce se poate decela la nivel național și internațional ca și prioritate și ceea ce structura mea, structura DICOT, este chemată să facă. Misiunea DICOT-ului este una extrem de clară, de-a lungul timpului s-a și văzut acest lucru. Eforturile constante ale procurorilor care au activat aici și care sau activează și în prezent sunt toate în domeniul creșterii cât mai mult a eficacității, al eficienței actelor de urmărire penală, a anchetelor respective. Lucru reflectat de altfel de-a lungul timpului și printr-o rată scăzută a achitărilor și restituirilor. Anul trecut, spre exemplu, în 2022, rata a fost puțin mai mare, dar eu nu văd în asta o eroare sau probleme legate de insuficientă verificare a actelor de sesizare. Vorbim de o situație în care o anumită infracțiune din codul vamal, contrabanda asimilată, a fost declarată neconstituțională, fapt care a condus cel puțin pentru o bună bucată din dosarele aflate deja în fază de pronunțare
la soluții de achitare. Motiv pentru care nu le văd a fi imputabile nici unuia dintre colegii care au trimis în judecată conform normei în vigoare la acea dată. Nu se intru în analiza activității DICOT și a datelor de bilanț, pentru că ele sunt publice acum și pentru dumneavoastră și pentru mine, au devenit publice din 7 februarie. O să trec direct pe cele 6 obiective pe care eu am crezut că trebuie să le am în vedere la preluarea mandatului. Primul dintre ele este acela al creșterii capacității de combatere a fenomenelor infracționale atribuite în competență prin asigurarea unei funcționări optime a DICOT. Ceea ce am în vedere în acest obiectiv este că odată ce se stabilesc la nivel de DICOT niște linii de acțiune și unele dintre acestea sunt foarte clare. Suntem o țară monitorizată pe traficul de persoane, constant, în fiecare an. Primim recomandări și dacă nu le primim ca și recomandări, de multe ori sunt la limita retrogradării pe lista tip report. Și aceste eforturi de a continua combaterea traficului de persoane trebuie să fie conjugate la nivel nu doar de DICOT, cât și de toate agențiile care pot contribui la scăderea fenomenului, pentru că nu este mai puțin adevărat că atâta vreme cât vor exista factorii favorizanți, sărăcie, un mediu de școlarizare slab, lipsă de suport familial, etc., sau chiar abandon familial, toate aceste lucruri vor progresa și vor fi din ce în ce mai mari. Iar dorința procurorilor DICOT și a mea personală este aceea de a aduce o contribuție cât mai mare, de a fi contributor la efortul comun de a educa până la urmă și a înțelege care sunt riscurile unei asociate traficului de persoane, pentru că în general, și experiența mi-a spus-o, în general toată lumea privește infracțiunea ca fiind imposibil de petrecut în familia mea sau în acelor apropiați mie, lucru care este total neadevărat. Și atunci cred că continuarea eforturilor în ceea ce privește inclusiv partea de colaborare cu ANITP, cu organizațiile non-guvernamentale încă de la începutul unor anchete, pentru a te asigura că niciodată nu se mai ajunge la retraficare, că victima este scoasă dintr-un mediu infracțional și adusă cât mai pe linia de recuperare. De fapt, victimele sunt supraviețuitori în acest caz și ar trebui să rămână de această manieră, să nu mai ajungă vreodată în trafic. Toate acestea sunt prevăzute și în strategii sectoriale, în strategia de împotriva traficului de persoane, care anul trecut tocmai s-a încheiat, în strategia, inclusiv în strategia în SNICO, și lucrurile astea trebuie să fie continuate, iar DICO trebuie să ia parte activă, așa cum a luat-o de fiecare dată, și să își pună amprenta inclusiv pe acțiunile pe care împreună cu organele de poliție judiciară care vin în suportul nostru, cele ale Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, să le poată organiza ca acțiuni complete și de atac în destructurarea rețelelor care se ocupă cu acest tip de infracțiune, spre exemplu. La fel și în ceea ce privește traficul de droguri. Se poate observa și în strategia națională în domeniul drogurilor, același lucru se poate observa. Sunt targetate exact aceleași probleme. Banii care provin din infracțiune și care a căror confiscare nu este suficientă. Lipsa unei... hai să nu spun lipsa. Atacarea cât mai mult a posibilității de a lăsa traficanții fără resursă financiară ca să continue ciclul de aprovizionare. Pentru că orice rețea de trafic de droguri se leagă la o altă rețea de trafic de droguri care aduce până în România aceste substanțe. Evident că există și culturi proprii, dar eu mă refer la cele care vin în general pe fie pe ruta balcanică, fie
Și riscurile sunt din ce în ce mai mari, dat fiind conflictul din Ucraina, trebuie să ne gândim că portul Constanța, spre exemplu, a devenit un punct mult mai atractiv decât era până de unăzi portul Odessa. Și atunci, poate că măsurile pe care noi ar trebui să le luăm împreună cu organele de poliție, inclusiv cele ale poliției de frontieră, poate și organele vamale, ar fi un control mult mai bun al tot ceea ce înseamnă mărfuri tranzitate și poate și scanerele respective din portul Constanța să fie funcționale tot timpul. Un alt punct pe acest obiectiv ar fi acela de a gestiona eficient atât resursele umane cât și resursele materiale ale DICOD-ului. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că resursele umane, spre exemplu, în cadrul secției pe care am condus-o până la nivelul anului 2022, s-au compus din procurori care unii au rămas stabili de-a lungul perioadei, iar alții au tot făcut un circuit. Respectiv, a fost o fluctuație de personal incredibilă, începând cu anul 2017, când a luat ființă secția, până la predarea mandatului. Abia în 2022, schema este completă pe, spre exemplu, pe serviciul de combatere a criminalității economico-financiare. Niciodată nu s-a întâmplat înainte acest lucru. Iar acest lucru s-a repercutat în tot ceea ce a însemnat redistribuirea de cauze, în tot ceea ce a însemnat reluarea de la bun început a studiului unor dosare și lucrul ăsta a afectat atât celeritatea cât și în general emiterea soluției în cauză. Nu numai faptul că prelua procurorul devenea în structură un dosar de mii de volume, poate, dar după ce ajungea la jumătatea studierii lui, fie înceta activitatea la DICOD, fie nu mai dorea prelungirea, că au fost și situații de delegare, nu mai dorea prelungirea delegării. Acest lucru trebuie avut în vedere tot timpul, pentru că dacă resursa umană e inexistentă sau fluctuează foarte mult sau nu se reușește o antrenare eficientă a acesteia, de fiecare dată lucrurile vor stagna. Și oricât de multe controle ai face, oricât de mult ai încerca să intervii, acest lucru nu face decât să descurajeze și să vulnerabilizeze cât mai mult procurorul de caz. Cu cât se simte mai controlat, cu atâta lucrurile devin pentru el o vulnerabilitate. Am avut și am în vedere faptul că și controlul ar trebui să fie unul cât mai preventiv, să aibă acea funcție de prevenție, acea funcție în care să ajuți la găsirea de să identifice soluțiile de unul singur, dacă nu poate, să-l ajut să vadă unde sunt deficiențele și să treacă la un nivel superior de urmărire penală și de eficiență. Cât privește resursele materiale, mergând în campania pentru CSM, am avut șansa să intru în toate birourile DICOD, birourile teritoriale și am constatat, spre exemplu, că unele încă nu sunt și nu se ridică la nivelul de dotare și ca mobilier și ca spații față de altele. Și atunci undeva distribuirea de resurse materiale în mod corect și echilibrat trebuie să suplinească și aceste discrepanțe. E drept că structura centrală este cea mai, hai să spunem, privilegiată. Stă într-o clădire nouă, grație dumneavoastră. Nivelul de dotare este maxim, însă nu același lucru se întâmplă și în teritoriu, la birouri teritoriale unde lucrurile sunt mult mai grave, unde se stau în două birouri cu tot cu grefier, șofer și cu unul cu arhiva pe hol, iar lucrul ăsta trebuie să fie avut în vedere ca prim pas pentru dezvoltarea și a acelor birouri teritoriale care sunt în componența DICO. Un alt obiectiv pe care l-am avut în vedere a fost sporirea
calității actului de justiție prin sporirea calității actului de urmărire penală și a modului de participare în ședințele de judecată. Personal, cred că ori de câte ori suntem în fața unei părți, în anchetă sau în sala de judecată, în fața justițiabililor, acolo ne facem cartea de vizită. Așa cum ne comportăm, așa cum știm să punem în practică toate cunoștințele, așa vom fi percepuți de toți cei cu care intrăm în contact. Calitatea actelor de urmărire penală poate fi crescută atâta vreme cât impui standarde extrem de înalte, pentru că nu noi le-am impus. Dovadă e că standardul probei a crescut din ce în ce mai mult, începând cu 2014 și până în prezent. Și dacă unele dosare foarte vechi, să zicem, în cadrul DICOT-ului, au trenat atât de mult până când au ajuns în prezent ca dosare vechi, este și pentru că standardul de probă s-a schimbat extrem de mult, iar ceea ce rămâne în cadrul unui asemenea dosar, dintr-o 1000 de volume, poate îți rămân 300 de volume și abia acolo ajungi să faci și să decelezi materialul probator pe care putea să dai o soluție. O soluție la nivelul standardelor de astăzi și nu la nivelul standardelor 2012, să spun. Ceea ce am avut în vedere este ca acea soluție a controlului operativ să fie într-adevăr aplicată, să fie aproape de procuror, să acorde mai mult sprijin, să formeze echipe, dacă este cazul și dacă se impune acest lucru, pentru că uneori în echipă vin și mai multe idei, nu-i așa, două păreri de jurist ar putea să scoată la un moment dat cât mai aproape adevărul. Iar colegii procurori sunt sigur că ar aprecia acest tip de management, acest tip de ajutor ca într-un final să scape și ei de povara unor dosare extrem de vechi, eu le-aș denumi dosare istorice, și să ajungă în cele din urmă să lucreze și în prezent. Pentru că procurorul DICOT este undeva la mijloc, mai ales cel care lucrează în domeniul economico-financiar. Ar dori să lucreze proactiv și să aibă dosar în care să poată desfășura activități susținut și să aibă acțiuni, să efectueze percheziții, să pună sechestre. Ar dori să facă toate lucrurile astea. Dar dacă în fișetă îl așteaptă 16 dosare, care cumulează fiecare câteva sute de volume, poate câteva mii, și sunt distribuite pe 6 etaje, atunci lucrurile nu mai sunt deloc la fel de dezirabile și vin în contradicție cu tot ceea ce poate și-a făcut ca idee în momentul când a acces în DICOT și a crezut că operativitatea este ceea ce a observat de regulă pe sticlă. Plus că domeniul criminalității economico-financiare depinde foarte mult și de tot ceea ce înseamnă suport, experți, specialiști, ori aceste lucruri necesită întotdeauna timp. Chiar și într-un dosar nou format veți găsi situații de gen. Va ajunge să se învechească pentru că expertiza durează, pentru că suplimentul durează, pentru că poate se schimbă expertul și știți foarte bine și dumneavoastră, ca și mine, mai ales cei care ați lucrat pe domeniu vreodată, că aceste lucruri sunt cronofage și oarecum demoralizatoare pentru procurorul care ar vrea să aibă un rezultat cât mai apropiat de momentul primirii dosarului sau momentul sesizării. Am mai avut în vedere în această, mai ales în ceea ce privește partea cu instanța, reorganizarea serviciului judiciar și am în vedere o posibilă înființare a secției judiciare. Spun aceasta pentru că odată cu, în 2016, odată cu desființarea Serviciului Teritorial București, birourile teritoriale aferente, ce fac parte din Curtea de Apel București, sunt Biroul Teritorial Telorman, Biroul Teritorial Giurgiu, Biroul Teritorial Călăraș și Ialomița, au rămas să fie coordonate de către procurorii șef de secție din cadrul structurii centrale. Multe din problemele birourilor, de fapt, cea mai importantă problemă a acestor birouri a fost lipsa resursei umane. Cu excepția biroului teritorial Cărăraș, care are și o foarte mare
încărcătură de dosare. Celelalte trei birouri au fost de fiecare dată lipsite de personal suficient. Adică s-a funcționat, spre exemplu, la biroul teritorial Telorman cu un singur procuror, care era procuror șef de birou, evident, ani de zile. La fel și în ceea ce privește celelalte două, Ialomița și Giurgiu, unde a fost o fluctuație de personal și singurele modalități găsite au fost aceea de a delega diversi procurori din structura centrală care să ocupe funcția de procuror șef și să țină aceste birouri în picioare. Vă dați seama că atunci și funcția de reprezentare judiciară are de suferit. Un singur om trebuie să facă absolut tot. Să fie în instanță, să primească sesizări, să repartizeze sieși sesizările și de asemenea să fie în nu știu, în anchetă, să facă rechizitorii, să dea soluții, să mai vadă și dosarele vechi și să reia discuțiile, spre exemplu, cu experți. Acest lucru ar putea fi suplinit dacă un din servicii, mă gândesc că ar putea fi două servicii la secția respectivă, ar fi de reprezentare la acest nivel, la nivel teritorial, atunci când lucrurile sunt, spre exemplu, trimise rechizitorii ale structurii centrale către parchetele către tribunalele aferente acestor județe sau chiar când nu există posibilitatea ca acel procuror să facă față și atunci toate reprezentările în instanță să fie asigurate de această manieră. Este, bineînțeles, o propunere, este o idee. Viziunea mea este că s-ar putea realiza și ar putea avea un foarte bun impact la nivel local, mai ales că, de-a lungul timpului, structura centrală a trimis spre judecată în aceste tribunale cauze mari, la Giurgiu, la Călăraș, și atunci este normal ca acestea să fie cât mai bine monitorizate și nu numai, să poate avea o reprezentare cât mai corectă în instanță și cât mai bine susținută cauza, mai ales dacă este întocmită la nivelul structurii centrale și este străină, de fapt și de drept, procurorului respectiv. Al treilea obiectiv ar fi creșterea gradului de utilizare a investigațiilor financiare. DICOT nu a avut și încă nici nu are până în acest moment un compartiment de investigatori financiari, de investigații financiare. Acesta urmează să fie înființat, știu că există proiectul trimis, știu că a fost în dezbatere publică, proiectul de regulament al DICOT-ului, ce trebuie emis în 90 de zile de la data intrării în vigoare a noilor legi. Din punctul meu de vedere este foarte util, am suferit de-a lungul timpului de lipsa acestui compartiment. Popularea lui cu ofițeri de poliție judiciară care să fie specializați deja ar fi un mare atu, dar ar trebui să ne gândim că putem să-i specializăm și dacă nu găsim, pentru că și poliția la rândul ei, Direcția de combatere a criminalității organizate are un asemenea compartiment pe care totuși nu a reușit să îl ocupe integral, ceea ce ar trebui să ne dea și nouă de gândit și ar trebui ca procurorii, ca polițiștii care vor fi selectați să aibă fie un background de acest gen, fie să participe la cursuri de specializare sau măcar să fie activat în domeniul economic pentru a avea baza și a merge pe mai departe la dezvoltarea acestui lucru. Evident că trebuie să ne asigurăm, așa cum am spus, că infracțiunea nu aduc profit și dacă nu vom face pași proactiv ca de fiecare dată din orice dosar cu potențial să identificăm acea sursă, locul unde, de unde vin și unde se duc banii sau unde se duc foloasele, nu vom face nimic. Gruparea de criminalitate organizată are capacitatea să se refacă precum caracatița, chiar dacă ai tăiat trei tentacule. Dacă nu vei lipsi de sursa financiară care stă la baza fiecărui sindicat criminal și nu vei lipsi, nu o reușești să o destructurezi. Cel mult o încetinești pe o perioadă anume. Mai departe s-ar putea să se refacă. Am mai avut încă trei obiective. Aș vrea să-l menționez în primul rând pe cel referitor la colaborarea, dezvoltarea, consolidarea colaborării interinstituționale atât la nivel național cât și la nivel internațional.
La nivel național, cred că este foarte important ca această colaborare să se desfășoare între toți actorii pe care România are astăzi în domeniul combaterii criminalității organizate și indiferent că vorbim de parchetele de tribunal cu care compartajăm o bună parte de competență, indiferent că vorbim de inspecția judiciară, indiferent că vorbim de secția de procurori, indiferent că vorbim de MAI, sub toate formele sale, de la Direcția de Crimă de Combatere a Criminalității Organizate până la Direcția de Investigații Criminale, la Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor, la Direcția de Operațiuni Speciale. Dacă nu colaborăm la nivel eficient și dacă nu înlăturăm orice posibile deficiențe și disfuncționalități în comunicarea dintre noi, nu vom ajunge să atingem obiectivele dorite de niciunul dintre noi. Cu cât comunicarea lipsește, cu cât nu ajungem să avem o limbă comună, cu atât lucrurile, fiecare va urmări doar din punctul său de vedere, doar conform indicatorilor săi de performanță și va bifa acele lucruri care la final de an să-i aducă un bilanț reușit. Dar nu aceasta este ceea ce trebuie cu adevărat să urmărim. Ceea ce trebuie cu adevărat să urmărim este ideea de a destructura cu adevărat rețelele de crimă organizată, de a crea un cadru mai sigur pe stradă pentru copilul meu la liceu, pentru mama mea care locuiește singură și căreia e frică să iasă noaptea pe stradă dacă proliferează acțiuni de violență. Și tot așa, este foarte important ca lucrul ăsta să se vadă în acțiunile pe care împreună cu partenerii instituționali le facem pentru a destructura cu adevărat și a descuraja cât mai mult dorința de constituire în grupuri criminale organizate. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Am să vreau să vă întreb efectiv la ultima jumătate de oră de care ați exact din interviu. Ați spus la un moment dat inițial că în momentul de față există o arhitectură de competență foarte clară. Deși după 2014, când infracțiunea organizat nu a mai fost în competența exclusivă a DICOT și a fost preluată împreună cu infracțiuni predicate și de alte structuri de parchet, mă raportez efectiv la această mare. Din noi competență este foarte clară. Acum două zile, candidatul pentru funcția procuror general a spus tocmai că arhitectura de competență este foarte neclară. Și s-a referit la, în mod special la contrabandă, la traficul de migranți, la proxenetism. La proxenetism s-a referit și candidatul care a fost a doua zi. Și la alte câteva infracțiuni unde există suprapuneri cumva de competență, deși nu există efectiv pe legislație, dar cu toate acestea se întâmplă ca în foarte multe dintre dosare să existe suprapuneri de competență între parchetele obișnuite și parchetul și structura specializată. Până la urmă, care este realitatea? Eu cred, când am spus că există o arhitectură de competență clară, m-am referit la lege. Ea este foarte clar. Faptul că structuri distincte nu au cum să cunoască, pentru că nu există acea comunicare clară sau acea decelare a informațiilor în timp real între structuri, este firesc. Parchetul de pe lângă judecătorie instrumentează infracțiunea de proxenetism. Poate că nu are capabilitățile necesare să vadă că, de fapt, acei trei proxeneți fac parte dintr-o grupare mult mai largă pe care DICOT poate că deja o urmărește. Este firesc că intervine oarecum o suprapunere de competență, dar odată ce există conturat un grup de criminalitate organizată, competența aparține exclusiv DICOT, indiferent că poate există cauze la nivel de parchet de judecătorie. La fel și la migrație. De-a lungul timpului am lucrat efectiv pe acest domeniu și știu ce înseamnă ca prinderile succesive sau, da, prinderile succesive de grupuri de migranți să fie făcute la nivel de diverse jurisdicții. Adică parchetul de la Nădlac făcea un caz de prindere, parchetul de la Timișoara altul, parchetul de la Calafat altul. Dar toate aceste prinderi, toate aceste dosare pe trafic de migranți cu un șofer, de fapt erau într-o arhitectură mai mare, dar necunoscută, că nu aveau cum să fie cunoscută de oamenii care realizau prinderea efectiv pe lângă punct sau un punct. Și atunci
Deci poate exista suprapunere, dar până la un suprapune până la un punct, pentru că din momentul în care există probatoriul referitor la grupare și legătura clară a acestor infracțiuni scop în cadrul grupului, competența este din punctul meu de vedere extrem de clar. Da, la infracțiunea de proxenetism este foarte clară diferențierea de trafic de persoane sau la trafic de bani. Asta am spus-o de mai multe ori în diverse ocazii și vă mulțumesc că îmi dați oportunitatea să revin asupra ei. Am lucrat mult chiar într-o comisie în PLX 77, când s-a pus problema alineatele 2 și alineatelor 2 și 3 din 213, articolul 213, dacă nu cumva interferează, ba mai mult, nu constituie de fapt acele două agravante, nu constituie de fapt trafic de persoane câtă vreme prevăd constrângerea. Am avut nu o întâlnire, nu știu să le spun numerii câte au fost, inclusiv cu Direcția Legislație din Ministerul de Justiție, pentru a arăta că acolo unde constrângerea intervine, intervine și traficul. Mi s-a pus de fiecare dată, mi s-a readus în memorie de fiecare dată acel ril care despărțea apele, dar la nivelul anului 2014, cred că a fost, în care se arăta până unde este trafic de persoane și dacă intervine constrângerea, nu mai este. Numai că vedeți, odată ce a venit o altă lege cu o altă modalitate de incriminare în la proxenetism și la traficul de persoane, pentru că au fost luate nu în aceeași manieră cum erau definite în legea 678-2001, respectiv în codul anterior, 329 din codul anterior proxenetism, lucrurile astea le-am tot menționat, s-a plecat la pe tehnică legislativă, există de fapt niște pași de parcurs și trebuie urmărite efectele pe care le poate avea. S-a considerat că doar o bucată din cele două alineate ale lui 213 sunt de fapt suprapuneri cu traficul de persoane și că de la caz... Poftiți? Cu proxenetism. Da, nu, cu trafic, cele două din proxenetism, aliniatul 2 și 3, doar o bucată din ele s-ar suprapune... 213, mă scuzați. Din articolul privind traficul de persoane 210-211 cod penal și că numai în situația de caz, de fapt, numai aplicat pe un caz particular, se poate vedea unde intervine traficul, unde rămâne la nivel de proxenetism în forme agravate. Pentru mine, spre exemplu, și am spus-o public și o mai spun o dată, orice exploatare a minorului, minor până la 18 ani, să reținem, nu doar a copilului, așa cum sunt definițiile de la, inclusiv prin codul penal, trebuie avut în vedere ca fiind un act de abuz și că ar merge, nu ar merge, este și întrunește tot ceea ce ține de tipicitate la traficul de minori. Minorul nu are cum să fie, să-și dea consimțământul să facă prostituție, spre exemplu, oricât de mult s-ar merge pe ideea fata a vrut. Dacă nu are, nu are capacitatea de exercițiu să, nu știu, să-și încheie un abonament de telefon mobil pe nume propriu, nu are. Atunci cum ar putea să fie, să-și dea acceptul că vrea să practice prostituția într-un bordel de nu știu unde? Bun, deci mai avem de lucrat totuși la arhitectura pe competență. Bun. În primele minute ați discutat despre SOCTA, despre aceasta fiind de fapt o analiză, da? Și despre aceasta fiind analiză efectuată de Europol. Da. Plecând de aici, întrebarea este, care credeți că sunt principalele atribute ale unei analize de riscuri și ce generează aceasta? Și aș vrea să-mi le dați în eventuala ordine pe care le generează. Deci, discutăm despre analiză, asta este SOCTA, da? Este da, un asesment, da? Deci este o analiză. Seriously. Așa. Deci, care sunt principalele atribute ale analizei și ce generează? Și am să vă, asta este o întrebare premergătoare unei alte întrebări pe care vreau să vă adresez. Ok. Mulțumesc. O analiză ca atribute trebuie să scoată în evidență tot ceea ce din segmentul analizat, că e fenomen, că sunt date statistice, că sunt informații și date statistice, trebuie să deceleze grade de impact asupra
societății sau asupra a ceea ce afectează la un moment dat, trebuie să arate care este cel mai virulent dintre fenomenele cercetate sau dintre, eu mă refer acum la SOCTA, că la pe ea o am în cap, nu iau oricare. Noi nu avem acum, așa că mergem pe cel de simplu. Bun. Să analizeze care sunt cele cu grad cel mai mare de impact în perioada următoare, să analizeze care sunt efectele pe care le vor avea progresiv în cadrul societății și cum vor afecta domeniile ca securitate națională, ca impact în societate, asupra economiei chiar, dacă este vorba de criminalitate economico-financiară, cum va afecta pe următorii ani acea infracțiune pe care au decelat-o ca fiind de mare risc sau acea grupare care ar putea să fie de mare risc. Acestea fiind atributele pe care ar trebui să le aibă în vedere. Și ce generează? Întotdeauna această, pe exemplu, aici, în acest caz, SOCTA a fost premergătoare strategiei de combate. Deci orice analiză generează o strategie, nu? Nu neapărat. Nu? Nu neapărat. Aveți un exemplu de analiză care nu generează strategie? Sunt atât de analize pe care și noi le facem, inclusiv la nivelul DICOT. Nu generează... Vorbim de analize de riscuri și amenințări. Analize de riscuri și amenințări. Păi dacă nu generează nimic, de ce le facem? Le facem pentru a avea la nivel operațional, nu neapărat într-o cadrul unei strategii. La nivel operațional, eu fac o analiză de riscuri și amenințări specifice pentru mine, pentru unitatea mea, pentru zona mea de competență și îmi... stabilesc niște acțiuni operaționale pe viitor. Deci nu e o strategie. Strategie, nu? Dar nu e o strategie de acest gen. Dar asta era. Nu generează o strategie de vreun gen. Am spus ce așa. Deci, probabil că n-am înțeles eu bine întrebarea. Nu, posibil că n-am pus-o eu corect. Deci, principalele atribute sunt certe. Deci, în primul rând, identifică vulnerabilități. Da? Identifică zone negre, gri de infracționalitate. Da? Deci, și răspunde la întrebarea, ce combate? Ulterior, identifică instrumentele care urmează să fie utilizate pentru combatere și răspunde la întrebarea, cum combate? Ulterior, alocă resurse pentru a folosi instrumentele și, în final, generează strategii de combatere. Deci, asta face SOCTA, în principiu, că despre ea discutăm. Cum s-a făcut, cum a fost elaborată strategia, ați fost membru în... pentru comisia de elaborare a strategiei... În grupul de lucru. Aș vrea să vă citesc o chestiune, e o puțin lungă, dar aș vrea să discutăm pe chestiunea asta, am găsit-o, mi s-a părut interesant. Citez. Constatăm că citim un alt document care nu are la bază nicio... Discutăm despre strategia națională împotriva criminalității organizate. Constatăm că citim un alt document care nu are la bază nicio concluzie venită din practică, nicio analiză a unui fenomen infracțional, nicio individualizare a zonelor vulnerabile în acest flagel. Orice strategie națională de combatere a unui fenomen infracțional, cu atât mai mult cu cât vorbim de criminalitate organizată, trebuie să-și bazeze obiectivele pe una sau pe mai multe analize naționale a riscurilor, să-și propună să gestioneze amenințările identificate. Prezenta strategie este de fapt o înșiruire de principii, corectă în mare măsură, dar sterilă pentru că nu pare conectată la ceea ce numim harta neagră a infracționalității organizate din România, la puncte de vulnerabilitate maximă situate pe această hartă, la eventuale instrumente identificate ca fiind utile în lupta cu criminalitatea organizată, la resursele care trebuie alocate. Ce părere aveți despre această... Dumneavoastră ați participat, știți la ce se referă, știți cum a fost... De unde ați citat acest document? Nu prea are relevanță, că nu e de la vreun document oficial sau de undeva. E o simplă analiză făcută de o asociație. Ok. Ce pot să vă spun este în felul următor. La nivelul anului 2019, noiembrie-decembrie, dacă rețin corect, la nivelul DICOT, conducerea de atunci a creat un mini-grup de lucru în care s-au adunat, atât DICOT, evident, cât și MEAI-ul, instituțiile sale specifice, și au pus... Eu personal am participat la una dintre aceste ședințe, nu am participat la toate, dar știu foarte clar. La strategie? Una singură? Nu. La nu. La nivelul al 2019 vorbesc, deci de noiembrie-decembrie. La nivelul DICOT s-a constituit acest grup, nu în altă parte. Acești reprezentanți ai mai multor instituții s-au pus la masă și au pus în comun
toate datele pe care le deținea, atât la nivel factual, la nivel de statistici, la nivel de date informative, la nivel de informații de la UCAI, spre exemplu, și toate au fost puse la comun și s-a realizat o analiză care a stat la baza ceea ce ulterior a fost o sesizare cu adresă către Ministerul de Justiție și cred că chiar domnul ministru Predoiu era în acel moment, a fost înaintată, cred, cred că în luna decembrie, cel mai târziu în luna ianuarie a anului 2020, pentru a fi avută în vedere ca punct de plecare în inițierea demersurilor pentru punerea, pentru demararea a ceea ce se numește Strategia Națională împotriva Criminalității Organizate. N-aș putea să vă dau pe din afară numărul de înregistrare a acestei lucrări. Da, pentru că nu îl am și nu aveam nivelul necesar să știu acest lucru. Dar ce pot să vă spun? Că ulterior, la constituirea grupului de lucru, eu cred că s-au avut în vedere acele norme prevăzute în HG 870/2006, care prevedeau modalitățile de elaborare a strategiilor naționale. Și unde sunt niște norme și niște principii care stau la baza modalității de redactare a acestor strategii naționale. Ba mai mult, în 2017, la Secretariatul General al Guvernului a beneficiat, în cadrul unui proiect POCA, a beneficiat de un raport, un ghid, de fapt, făcut la nivelul experților Băncii Mondiale și general la nivelul anului 2018, care la fel conține acest ghid norme privind metodologia de elaborare, de monitorizare, de implementare a asemenea documente guvernamentale, strategice. În 2022, chiar în martie 2022, a fost aprobată prin hotărâre de guvern și am numărul 379 din martie 2022, 23 parcă martie, la fel s-a elaborat metodologie de realizare, de elaborare, de implementare, de monitorizare și evaluare a strategiilor naționale. Bine, asta s-a realizat în 2022 după ce deja fusese aprobată SNICO. Deci, cred că s-au urmărit aceste documente la momentul în care au fost elaborate documentele respective, adică acest document strategic. Deci ar putea fi ceva ca un soi de analiză. Da. Da, sunt convinsă că este analiză care a folosit indicatori, a folosit subindicatori, a folosit și a decelat niște domenii de prioritare, niște riscuri și... Dar nu aș putea să vă indic clar numărul lucrării. Dar nu numărul lucrării este important. Important ar fi fost ca în interiorul strategiei să fi scris acolo foarte clar pe ce analiza națională de riscuri se bazează. Da. Orice mai des este pomenit SOC. Redactează, spre exemplu, documente strategice, pentru că aș fi... Eu sunt am participat și mi-am dat toată silința ca tot ceea ce facem acolo să fie cât mai aproape de realitățile faptice. Și oricum se vor modifica realitățile, exact cum am spus, fenomenul este dinamic. La fiecare an se mai întâmplă ceva. La momentul când noi am inițiat și am lucrat la această strategie, spre exemplu, nu era niciun conflict ruso-ucrainian. Odată cu izbucnirea din 2022, realitățile se schimbă cu totul. Și știm cu toții că ne afectează. Și că și criminalitatea organizată începe să aibă alte trenduri. Să nu mai fie aceleași ca în 2021. Pe de altă parte, și în acest moment ar trebui... Eu știu, spre exemplu, că exista chiar un proiect la nivelul pachetului în altei curs de casație și justiție, care își propusese printre alte obiective acolo, chiar realizarea unei asemenea analize de riscuri și amenințări. Și cred că știți și dumneavoastră, pentru că... Nu știe, toată lumea nu l-a văzut nimeni. Nu știu. Eu știu că există acest proiect. Nu știu dacă, într-adevăr, el s-a și finalizat. Dar dacă s-a finalizat sau se va finaliza în perioada imediat următoare, el va fi numai bun să fie folosit eventual la o nouă strategie de combatere a criminalității organizate, că anul 2024 nu este chiar atât de depărtat. Da. Ați vorbit despre dosarele vechi. Ați dat noastră 16 dosare vechi în fișetul istorice din fișetele colegilor. Da. În februarie 2022, conducerea de atunci a DICOT-ului a preferat să nu vă mai prelungească delegarea și să aducă un nou procuror șef. Cifrele au relevat după un an că indicatorii importanți s-au îmbunătățit, alocuri cu procent destul de mare. Întrebările sunt următoare. Ce vi s-a reproșat punctual?
Și doi, de ce credeți că noul management a reușit să îmbunătățească acest sindicat? Vă mulțumesc pentru întrebare și că îmi dați și mie posibilitatea să o spun public din toate punctele de vedere. Nu mi s-a prelungit o delegare pentru că una, nu eram în fază de delegare, am încheiat un mandat pe 24 februarie 2022. Alegerea conducerii interimare de a nu prelungi delegarea nu mi-a fost explicată, doar mi s-a menționat că se va continua cu o altă persoană. Mi se pare o decizie care ține exclusiv de managerul instituției, motiv pentru care nici nu cred că aveam căderea să solicit vreo justificare. Și nu ați procedat la fel? Nu aș proceda la fel, pentru că pentru unul dintre eu n-am căderea să cer justificări, dar unul dintre lucrurile pe care le reproșez este lipsa de comunicare. Și le-am reproșat. Da, dacă așa este comunicarea pe care această conducere a avut-o, nu este niciun fel de problemă. Pe de altă parte, vorbim de dosare vechi, foarte vechi, și dumneavoastră a spus de indicatori în general. Bine, și spun, anul stocul 2020... de dosare, dosare mai vechi de 5 ani, număr de inculpați în judecată, număr de rechizitorii și mai am un lucru. Deci, de acord cu dumneavoastră, numai că trebuie să împărțim acest an în 10 luni și în 2 luni. Pentru că au fost și acele 2 luni în care tot în mandat mă aflam. În acele 2 luni, spre exemplu, au fost trimiși în judecată, chiar în dosare mai vechi de 5 ani, 187 de inculpați. Din total, în celelalte 10 luni, 151. Cred că ar trebui să decelăm clar niște cifre ca să avem un tablou corect. Nu înseamnă că numărul dosarelor vechi nu a fost în creștere. Dar v-am spus, până la nivelul anului 2022, nu a fost schemă completă niciodată pe acel serviciu sau pe celelalte servicii. Și acum o să urmeze probabil niște modificări, pentru că urmează în anul acesta ca 27 procurori din cot să împlinească vârsta de pensionare. Mă rog, vârsta. Vechimea de pensionare. Că vârsta poate nu e la fel. Dar și vechimea au vocație. Poate reușim să îi păstrăm în cadrul structurii și să-i convingem să continue alături de noi. După cum mi-aș dori să îi convinc și pe alții să vină, dacă își doresc să se alăture echipei DICOM. În ceea ce privește dosarele vechi și istorice, eu la preluarea mandatului în 2019, chiar asta am și spus, că îmi doresc într-adevăr reducerea stocului, dar cel mai mult mi-aș dori să soluționăm dosarele istorice care apăsau din greu structura și în special Serviciul de Combatere a Criminalității Economică Financiară. Și de aia nu-i făcea dezirabil. Domnul vicepreședinte, asta a fost acolo și știți foarte bine că așa era. Am avut situații în care procurorii au venit și n-au stat nici măcar 2 luni după ce au deschis primele file, din primele coperți. Din păcate, nu este o, este o alegere personală până la urmă venirea în DICOT și rămâne aici. Este o alegere personală care implică și sacrificii și știm lucrul ăsta. Și implică, evident, și vulnerabilități. În ceea ce privește ce mi s-a reproșat, dacă mi s-a reproșat cumva, pot să spun că în mandatul de procuror șef secție am trecut prin, la nivelul anului 2019, prin 4 controle, unele vizând control tematic pe trafic de persoane, pentru că era la acel moment un dosar pe trafic de persoane de maxim interes pentru public. Altele vizând dosarele mai vechi de 2 ani, la nivel național pe trafic de persoane. Adică nu doar structura centrală și secția a fost controlată, ci toată structura DICOT-ului. Au mai fost controlele inspecției judiciare, tot plecând de la acel dosar de interes național. Iar în anul 2021 am fost de asemenea controlată din punct de vedere, al managementului ca urmare a unei interpretări vizând un anume dosar public de asemenea și mi s-a controlat managementul pe 3 ani. Nu au fost găsite nici deficiențe în ceea ce privește monitorizarea dosarelor mai vechi de 5 ani. Eu aș zice mai vechi de 10 ani, că acele erau, de fapt, pentru mine acela a fost targetul și nu neapărat indicatorul de performanță vizând cei 5 ani de urmărire penală. N-am avut în niciuna dintre concluziile raportului
lucruri defavorabile în privința acestui. În afara faptului că reproșul a fost că ar trebui să aloc mai mult timp conducere și nu și fazei de urmări penale, pentru că aveam un instrumentare și dosare penale și că am dat prea multe dosare adjunctului de secție și ar trebui să-l deglevez, nu au fost deficiențe constatate care să, inclusiv pe această problemă. Iar în ceea ce privește decelarea efectivă din cele 12 luni ale anului 2022, în afara celor privind numărul de inculpați, nu-mi vine în minte altul, că n-am făcut statisticii pe bucăți, dar ăsta știu sigur, pe acesta îl știu sigur, cu inculpații primiși în judecată, pentru că le-am semnat rechizitorile și știu atunci despre ce. Am înțeles. Da. Iarăși, desprinzând din răspunsul dumneavoastră la altă întrebare, aveți raportat la acel dosar de interes național, cum spuneți dumneavoastră? A fost citat interes național. Prin unul din actele procesoare pe care le-ați emis, dumneavoastră erați doar unul din cei 5 procurori care lucrau unii. Da, a fost unul dintre ei. Ați dispus amendarea cu amendă maximă a mamei unei dintre victime. Aspect care a creat la acel moment o emoție publică, nu știu dacă proporțională sau nu, noi oricum suntem un stat reactiv și acționăm emoțional foarte mult. Nu suntem, nu știm să fim practici. Dar în final a dus la demisia procurorului șef. De la acel moment. Astăzi dumneavoastră candidați pentru funcția aia. Aș avea două întrebări. Da. Unul, dacă aveți vreo părere de rău pentru acel moment. Și doi, dacă cineva din subordinea dumneavoastră de viitoare ar crea o asemenea emoție sau un disconfort public, care ar angrena inclusiv structura după această emoție publică creată, v-ați asumat răspunderea sau v-ați dispune revocare sau sancționarea procurorului? N-am trecut prin momentul în care să-mi pun problema de a fi sancționată pentru o măsură procesuală dispusă în mod legal într-un dosar penal. Nu voi intra în comentarii ample, pentru că acest dosar este încă în fază de judecată și n-aș vrea să credeți dumneavoastră că nu știu codul deontologic și n-aș vrea să emit păreri în legătură cu cât de legal sau nelegal, în moment ce l-am semnat, îl cred extrem de legal. Poate vreau să fiu mai clar. Deci pe noi nu interesează fondul dosarului aici, nu suntem despre dosar, discutăm despre maniera. Chestiunea asta, disconfortul public, care, emoția publică care a generat plecarea procurorului șef. Și ce ați face dumneavoastră ca procuror șef într-o situație de genul ăsta? Nu știu asta dacă se va mai atinge vreodată emoția publică de acest gen. Ipotetic și eu spun. Că e posibil să existe, nu neg, s-ar putea să mai existe momente de acest gen. Dacă vă amintiți, și sigur vă amintiți din moment ce mă întrebați, acel act procesual a fost infirmat de procurorul ierarhic superior și este la latitudinea acestuia să o facă, dacă considera că... Bun, întrebările au fost clare. Prima întrebare a fost, dacă aveți un second feeling ăsta, un second thought, dacă aveți vreo remușcare, vreo părere de rău față de chestiunea aia. Și doi, ce ați face dumneavoastră într-o situație de genul ăsta? V-ați asumat răspunderea? Sau ați spune sancționarea sau revocarea, că acum s-a reintrodus în lege, ați văzut că instituția, instrumentul ăsta pe care e important pentru procurorul șef. Dacă mă întrebați de remușcări, în cariera mea nu am avut momente în care să am remușcări, pentru că aș fi creat vreun disconfort cuiva. Am încercat în fel și chip ca acea probă să poată fi administrată. Și am început cu cele mai soft și cele mai bune metode de a conlucra, de a colabora, de a interacționa cu persoanele respective. Nu am avut niciodată intenția de a face cuiva rău, ba din contră, de a face să iasă adevărul la lumină. Dacă... Am înțeles, a spus. Dar nu asta a fost întrebat. Ba da, aceasta a fost întrebarea. Trecem la întrebarea următoare. Vă rog. La pila 5 din proiect ați menționat raportul evaluării amenințării reprezentate de criminalitatea organizată prin intermediul internetului IOCTA 2021, indicând drept amenințare atacurile de tip DDoS. Puteți să-mi descrieți un astfel de atac și care sunt pașii de contracarare?
Nu e domeniul meu de competență, pentru asta există în DICOT secție specializată. Aceste atacuri de malware, de ce am trecut în acest proiect, sunt cele de domeniul competenței secția 3, cum bine, foarte bine și dumneavoastră știți. În cadrul managementului DICOT nu trebuie să fii specialist în absolut toate domeniile de competență. Trebuie să știi că oamenii care sunt acolo sunt specializați pe așa ceva. Eu doar am luat din proiectul dumneavoastră și v-am întrebat. Da. Am înțeles. Atunci, nu ați descris deloc ce veți cere de la preconizat. Ați discutat despre compartimentul de investigații financiare, l-ați pomenit undeva acolo, dar mi-ați spus cum veți proceda dumneavoastră. Veți continua pe proiectul vechiului management sau a vechilor management, nu toate au fost pe aceeași lungime de urtă în ceea ce înseamnă aducerea de polițiști în interiorul DICOT. Veți continua să aduceți sau să... ceea ce legea de altfel prevede. Așa, deci nu cred că e o opțiune, cum au uitat pe dat-o alții, cred că trebuie să facem ce scrie în lege. Da, veți continua și veți face. Ce veți cere de la compartiment? Cam câți polițiști credeți că ar merge la nivelul DICOT ca să fie suficient pentru ceea ce... Suficient, din punctul meu de vedere, undeva la minim 25. Suficient. S-ar putea să fie necesar mai mulți dacă ar fi să ne gândim că asemenea investigatori ar putea fi alocați chiar și zona. Din punctul meu de vedere, voi cere să urmărească ceea ce procurorul de anchetă n-ar putea să facă simultan cu ancheta. Știți foarte bine ce înseamnă să pleci dintr-o foaie de hârtie și să încerci să ajungi la capătul firului și să ajungi cu măsuri de destructurare a unei rețele, astfel încât să poți emite un rechizitoriu și să primiți în judecată cât mai mulți din membrii identificați. Acest lucru epuizează toate resursele procurorului în momentul în care se întâmplă mai ales acțiunea de destructurare și ne aflăm într-o fază de 6 luni constrângere în faza arestului preventiv, iar ulterior aceste lucruri tind să depășească aria de Bun, deci răspunsul e 25. Cam 25, mă nu știu, nu știu dacă în propunerea trimisă se prevede în mod clar care e numărul, dar eu cred că un număr de 25. Bun, asta stă și în pixul procurorului șef al direcției până la urmă, pentru că măcar... Nu m-ați întrebat dacă aș continua la fel. Nu ne cunoscând fix numărul gândit. Nu, ca idee. Ideea aceasta. Iar ce le-aș cere, aș cere să desfășoare activități, adică, mă rog, și modificarea fișei postului polițistului respectiv, dacă cumva luăm din ce avem deja sau facem recrutări. Și recrutarea cred că ar trebui să fie cât mai transparentă și cât mai să fie deschisă unei plaje de polițiști cât mai experimentați. Dar ce credeți că ar trebui să aibă, ce pregătire ar trebui să aibă investigatorii? În primul rând, din punctul meu de vedere, dacă au pregătire pe economic sau au lucrat în domeniul de combatere a criminalității economico-financiare, este un atu. Este firesc că știi să urmărești anumite fluxuri financiare și te vei perfecționa oricum, pentru că al doilea pas ar fi clar să beneficieze de perfecționare. Și ați păstrat compartimentul în subordonarea noastră directă în momentul ăsta? Nu știu dacă neapărat lucrul ăsta ar trebui pus în subordinea directă a procurorului șef. Există posibilitatea că, până la urmă, toate produsele pe care ei le-ar face în fază de investigații și ulterior procese verbale care să fie folosite în dosarul penal ca probă, ar putea fi puse inclusiv în directă legătură cu secțiile. Mă gândesc că procurorii șef de secție sunt cei care sunt cel mai în măsură să fac o analiză cu procurorii de caz care din aceste dosare au cel mai mare potențial să conducă la obținerea de date financiare și de eventual de dezvoltarea unei dosare pe spălare de bani. Am analizat proiectul dumneavoastră și în acord cu Strategia Națională de Dezvoltare a Sistemului Judiciar. Iar executivul indică la Direcția de Intervențiile B, la accesul la justiție, ca punct strategic extinderea accesului cetățenilor la justiție, precum și la asistența judiciară, la punctul 10, propunând elaborarea unei strategii la nivelul întregului sector judiciar privind digitalizare. În proiectul dumneavoastră n-am putut descoperi unde ați scris despre digitalizare.
E o scăpare a mea sau a dumneavoastră? Eu nu am scris despre digitalizare. Îmi doresc să ajungem în faza la care să fim beneficiarii dosarului electronic. Na, cariera mea m-a dus și pe alte meleaguri și am putut să văd ce înseamnă dosarul efectiv electronic, fără niciun fel de foaie aferentă și să semnez chiar o declarație pe un laptop care se duce imediat în fața judecătorului, pe laptopul din fața sa, pe monitorul din fața sa, că nu era un laptop, și să văd care sunt beneficiile, fără ca nimeni să mai... fără ca acest lucru, și lucrul ăsta se întâmplă instantaneu, fără ca cineva să mai medieze transportul, hârtia, legarea unui dosar și așa mai departe. Este evident că ne îndreptăm spre acel moment și sper să ajung și eu în cariera mea să prind așa ceva, pentru că este cu totul altceva decât ceea ce avem astăzi. V-am spus, am fost în Marea Britanie și am văzut cum se întâmplă efectiv audierile, cum se notează audierile, unde se semnează, unde se fac, și că totul este accesibil până la momentul ajungerii în fața judecătorului pentru toate părțile. Nu e nevoie să vină, să ceară copii, nu este nevoie să... până la urmă îngreunează și activitatea organului de urmărire penală care stă să facă copii, care dă un act de dispoziție și tot așa mai departe. Iar toată lumea, pe baza unor parole securizate, au acces la acel dosar de la bun început până la faza finală. Da, este important. Nu știu dacă eu voi ajunge, v-am spus, îmi doresc să ajung să prind aceste momente în care digitalizarea să cuprindă întregul sistem judiciar. Teoretic, trebuie să fie în perioada imediată, să vedem. Ați trecut ca punct foarte atribuirea prin legea propriului corp de poliție judiciară. Și cred asta. Iar ca oportunitate. Asta e ca punct foarte. Da. Iar ca oportunitate, prestigiu și imaginea bună de care se bucură încă cot la nivel național și internațional. Din punctul de vedere al teoriei pe analiză SWOT, care credeți că e deosebirea între oportunități și punctele tari? Păi punctele tari vizează mediul intern, oportunitățile mediul extern. Corect. Și atunci, ca punct foarte, atribuirea prin lege a propriului corp ar putea să fie un punct foarte sau o oportunitate? Nu, este un punct foarte, pentru că deja atribuirea respectivă s-a făcut prin efortul DICOT, din câte vă aduceți aminte. Bun, dar legea ca atare este extrem al DICOT-ului să obțină această poliție judiciară. Noastră erați procuror șef atunci când... Așa este. Bun. Și asta mai am o întrebare deocamdată. Nu revenim eventual ulterior. La nivelul anului 2016 era un decalaj major între DNA și DICOT privind resursele materiale, posibilități investigative, autonomie funcțională. Cum explicați reușita parțială a DICOT în contextul în care la conducerea direcției în 6 ani s-au succedat mai mulți procurori șefi, inclusiv în prima de 2 ani și jumătate care a afectat ultima perioadă? Ce credeți că a fost esențial în reușită? Previzionarea necesităților și planificarea anticipată a succesiunii acțiunilor? Organizarea și atribuțiile în cadrul direcției? Oamenii? Realizarea dincolo de previziunea dincolo de cei 3 ani de mandat a unor chestiuni? Sper că am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, că e destul de complexă. Ce pot să spun cu certitudine e că nici interimatul și nici succesiunile de jumătăți de sau sferturi de mandat nu fac bine unei instituții. Nu ai cum să ajungi la anumite performanțe și nu ai cum să menții, dată fiind fracționarea de fiecare dată a managementului de top, a celui mai înalt management în DICOT, a procurorului șef. Și atunci când un mandat este doar de 3 ani, poate n-ajungi să faci tot ceea ce ți-ai fi propus de la bun început și ți-ar mai fi nevoie de o altă perioadă, de cel de-al doilea mandat. Dar cu toate acestea, ce pot să spun cu siguranță este că aceste succesiuni de mandate nu au cum să fie... sunt în principal motivul pentru care nu a fost o unitate de obiectiv și de viziune. Este firesc, fiecare a avut propria sa viziune, mai mult sau mai puțin pusă în practică, sau ajunsă să fie pusă în practică. Și atunci cum explicăm reușita parțială a DICOT? Asta a fost întrebarea inițială. Resursa umană. Resursa. Pentru că știți foarte bine și dumneavoastră, în cadrul DICOT, tot ceea ce funcționează, și am mai spus-o, cred că am spus-o în interviu de la MJ,
Fiecare procuror este managerul propriei sale, propriului său dosar. Acolo este cel care decide, cel care influențează procesele de rezolvare, împarte sarcini, ia decizii, își asumă lucruri și se duce către un rezultat. Lucrul ăsta a funcționat oricum. Resursa umană a fost constantă, cea care a fost și a ținut, nu cei care au venit și au plecat, a fost integră, a rămas pe loc și a făcut treaba. Eu așa cred că asta este explicația corectă. Vă mulțumesc. Da. Aș dori să vorbim puțin despre complexitatea dosarelor implementate de către DICOT. Și am în față datele statistice menționate de dumneavoastră în proiect, la final 18, unde menționați că în anul 2022 au fost soluționate un număr de 11.190 de dosare penale. Dintre acestea, 3.045 au fost soluționate prin renunțare la urmărire penală. Am făcut eu un calcul, înseamnă 27% din totalul dosarelor soluționate. În condițiile în care vorbim de o structură specializată în combaterea criminalității organizate, cum vi se pare acest procent? Este mare? Mic? Cum îl apreciați? Asta este prima parte a întrebării. A doua parte a întrebării este legată de rechizitoriile întocmite de către DICOT în anul 2022. Ați menționat aici 1.606 dosare soluționate prin rechizitoriu cu 4.316 inculpați. Întrebarea ar fi câte dintre aceste rechizitorii sunt referitoare la crimă organizată? Și eventual, dacă ați putea să-mi spuneți procentual, câte dintre ele se referă la mai mult de 3 inculpații? Pot să vă spun din memorie, fără a avea în față cifrele reale. Această analiză e făcută de mine ca urmare a primirii la solicitare a datelor premergătoare bilanțului. Bilanțul a ieșit după ce am depus proiectul, motiv pentru care analiza cum îmi aparține. La pagina 19 am făcut o comparație pe segmentul de activitate vizând constituirea de grup infracțional organizat și am observat scăderea între 2022 și 2021 și am observat scăderea ușoară a stocului de dosare cu acest obiect al criminalității organizate, al reținerii în cadrul actului de urmărire penală a infracțiunii de grup criminal, constituirea de grup criminal organizat, infracțional organizat. Și din procent, aș putea să spun că a crescut cu 10,93, am făcut eu aceste calcule, a cauzelor finalizate cu rechizitoriu față de anul precedent. Au crescut numărul persoanelor trimise în judecată și numărul acordurilor de vinovăție a scăzut. Deci nu au mai cu 31% și ceva chiar, 31-37% au scăzut acordurile de recunoaștere a vinovăției. În ceea ce privește renunțările la urmărire penală, în secția 1, spre exemplu, a fost o singură soluție de renunțare la urmărire penală și vizau o infracțiune de deținere de droguri adiacentă unei grupări infracționale trimise în judecată pentru șantaj și grup infracțional organizat. Dar cele mai multe dosare vizând infracțiunea de deținere în vederea consumului, 4 din legea 143/2000, sunt cele care generează aceste soluții de renunțare la urmărire penală. În realitate, se vede că peste 70% din dosarele soluționate ale DICOT-ului vizează acest domeniu, traficul de droguri. Este drept că a proliferat foarte mult traficul de droguri și este una dintre amenințările pe care SOCTA le identifică în 40% din cazuri, din toate grupările criminale. Numai că, din păcate, foarte mult din acest număr de dosare intrate și sesizate DICOT-ului au ca obiect doar deținerea în vederea consumului propriu. De multe ori există, și asta mă spun eu, o spun tot colegii mei, specializați în traficul de droguri. V-am spus, fiecare e specializat pe un anumit domeniu. Și de multe ori, din aceste infracțiuni, oarecum minore, deținerea unui gram de cocaină, se ajunge la decelarea mai multor dosare, fie prin faptul că se urcă pe fir în sus și
ajungem și la traficanții de droguri care au pus la dispoziție persoanelor respective, cumpărătorilor, fie la alte denunțuri referitoare la grupări care se ocupă cu așa ceva. Din punctul meu de vedere, se impune clar o analiză a care ar fi, nu știu, n-am făcut această analiză personal până la acest moment, nefiind domeniul meu de activitate, dar se impune pe viitor a se vedea care este numărul, nu doar al soluțiilor de renunțare la urmările penale pentru articolul 4, dar și a celor de trimitere în judecată pentru același articol, pentru că există și de foarte multe ori suficiente astfel de renunțări până să se ajungă și la trimiterea în judecată. Și dacă, într-un fel sau altul, acestea pot fi aduse în zona de a ajunge la traficant și nu de a ne menține doar... Am reținut răspunsul dumneavoastră. Și referitor la rechizitorii, la complexitatea lor, ne puteți spune ceva? La momentul în care eram șef de secție și făceam analiză pe tot ceea ce însemna rechizitoriu pe infracțiunea de grup, vă pot spune că în jur de 10% din rechiziturile totale ale Licopte, exact cum se poate observa și de aici, sunt pe grup infracțional organizat. Dar undeva media, că nu pot să spun de la 3 până la 20, media este în jur de 7 membri trimiși în judecat. Media. Asta era la nivelul anului trecut când eu am făcut analiza. Da. O altă întrebare este legată de o nemulțumire exprimată constant de-a lungul timpului, cred că în ultimii 10 ani. Unitățile nespecializate de parchet au exprimat această nemulțumire legată de o practică aproape constantă a DIPOT-ului de a soluționa cu foarte mare întârziere dosare vechi prin rezolvarea cauzei din punct de vedere al grupului infracțional organizat și prin declinare către aceste unități de parchet. Unități de parchet care, așa cum am spus, sunt nespecializate și care, de foarte multe ori, au fost puse în situația de a primi dosare foarte vechi și de a continua cercetări penale în cauze în care DICOT-ul a dat soluție cu foarte mare întârziere, în condițiile în care este știut că atâta timp cât timpul trece peste momentul inițial al săvârșirii unor infracțiuni, crește și dificultatea instrumentării dosarului și soluționării lui cu o trimitere în judecată. Cum apreciați dumneavoastră această practică a DICOT-ului? O să fiu foarte sinceră. Din punct de vedere al practicii de 10 ani de acest fel, n-aș putea să mă exprim dacă într-adevăr este o practică atât de veche de 10 ani ca DICOT-ul să dea cu foarte mare întârziere soluție pe infracțiunea de grup și să trimită după ce dosarul este foarte vechi la parchetele regulare. Dar și noi, la rândul nostru, am primit lucruri de acest gen. Eu personal am primit după 7 ani un dosar care fusese odată declinat de DICOT pentru proxenetism și s-a întors pentru trafic de persoane după 7 ani. Dar trecând peste această situație, sunt ferm convinsă că undeva cauzele au fost punctuale pe fiecare din aceste dosare penale care au fost soluționate cu clasare pe grup și trimitere pentru instrumentare mai departe la parchetul regular pentru infracțiunea scop. Sunt convinsă că au fost la fel redistribuiri de dosare și undeva procurorul care a ajuns să soluționeze în cele din urmă, nu mai era unul și același cu cel care a pornit și a instrumentat dosarul ani de zile, poate. Iar opiniile celor doi, este posibil să nu fi deloc convergente, cel care a preluat să nu interpreteze la fel sau mai mult, să fie modificate cu mult standardele de probă și ceea ce în trecut îți proba grupul infracțional organizat, interceptările realizate înainte de anul 2006, înainte de decizia 51/2016 a Curții Constituționale, erau probe, așa cum fuseseră ele obținute, autorizate, conform normelor în vigoare la acea dată.
toate cad, toate trebuie date la o parte. Cele mai multe relații de grup se statuează pe modalitatea în care cei din grup comunică, cei din grup se organizează. Odată ce dispare acest lucru, dispare și principala probă în a arăta coeziunea grupului, în a arăta organizarea lor. Pe de altă parte, și grupul în sine, odată ce se naște, el nu imediat poate fi descoperit, trimis în judecată, că dacă nu are suficient timp să se formeze, să aibă sarcini bine stabilite, să aibă o ierarhie, să se stratifice, că și asta este un lucru extrem de greu în practică. Fiecare dintre cei implicați nu se stabilește de la bun început prin vot cine ne conduce și în ce fel. Toate astea implică timp și este evident că nu vom putea măsura un dosar complex, și n-am vorbit aici de cele de deținere de droguri, care într-adevăr au o complexitate redusă. Asta fără să supere colegii mei care lucrează pe domeniu. Trebuie privite de la un anumit moment încolo. Ca să probezi un grup infracțional organizat, este în mod clar că îți trebuie timp. Și timp să te uiți pe toate palierele, să încerci toate posibilitățile de a proba ceea ce se întâmplă și de a identifica cine face. Care ar fi, în opinia dumneavoastră, un termen rezonabil pentru a instrumenta un dosar de acest fel? Dacă mă întrebați din propria mea experiență și din cum eu am făcut dosare de acest gen, minimul era de 2 ani, maxim a fost de 4, la mine în ceea ce mă privește. Dar, încă o dată, eu n-am lucrat cu dosare economice decât în momentul în care am fost șef de secție, am dorit să mă implic, să văd și am instrumentat un asemenea dosar de criminalitate economico-financiară. Dar nu aș putea să recomand sau să spun că un termen rezonabil din punctul meu de vedere ține de ceea ce urmărești. Că una e să urmărești niște infractori, niște membri de grup care sunt mai delăsători, mai neatenți, mai puțin ermetici, și alta e să urmărești un grup care este extrem de ermetic, care funcționează foarte mobil și care se mișcă de la o zi la alta și își mută inclusiv afacerile infracționale dintr-un loc în altul. Vei fi întotdeauna într-o continuă alergătură și nu vei putea spune că lucrurile se pot proba rezonabil în 2, în 3, în 4. Totul depinde de, și până la urmă, de șansa de a găsi probele la timp. Observație. Credeți că și-a pus pe declarat neconstituțional articolului 11 din OG 78 ar trebui să aibă legătură? Da. Sunt convinsă că așa este. Gândiți-vă că la noi, în articolul 11 din Ordonanța 78 vizează competența DICOT-ului și tot ceea ce putea DICOT-ul să rețină după darea unei soluții pe grup și să rămână cu infracțiunea scop care, deși nu mai era în sine de competența DICOT-ului, dar era o dijungere dintr-un dosar în care se pronunțase, în acest moment fiind declarată neconstituțională, gândiți-vă că orice reținere de dosar pe mai departe ar fi nelegal, în contralege. După 2021. Doamna mă întrebase de 10 ani. Da. Cer scuze. Era vorba de o practică dezavuată de parchetele nespecializate și m-am simțit datoare să vă pun. Da, vă mulțumesc mult. Spuneți-ne ce părere aveți de gradul de ocupare al schemei, și mă refer la procurori, în cadrul DICOT. Cum o apreciați ca fiind? Mulțumitoare sau mai puțin mulțumitoare? Și vă rog să vă referiți și la situația generală pe care o înregistrează Ministerul Public, în condițiile în care gradul de ocupare la nivelul Ministerului Public fără structuri specializate este de 71%. Situația fiind oarecum dramatică în ceea ce privește parchetele de pe lângă tribunale, unde sunt destul de frecvente situațiile în care gradul de ocupare nu depășește 50%. Care este opinia dumneavoastră în legătură cu situația din DICOT și cum vă raportați pentru ocuparea schemei de personal la nivelul DICOT-ului față de situația generală existentă în cadrul Ministerului Public? Da. În prezent, DICOT are o schemă de personal de 306 procurori,
ocupate din aceste 306 posturi, la finele, în decembrie 2022, erau 248 de funcții. Nu știu dacă de atunci și până astăzi, când suntem la acest interviu, au mai intervenit schimbări, este posibil să mai fie intervenit. Gradul de ocupare atunci era de aproximativ 82%. Un grad superior celor pe care dumneavoastră tocmai le-ați menționat. Dar asta este per total. Ar putea fi mulțumitor în raport de tot ceea ce are Ministerul Public astăzi. Dar există și la noi servicii teritoriale, de pildă, care suferă cumplit de ceea ce înseamnă lipsă de personal. Spre exemplu, Serviciul Teritorial Galați. În prezent mai funcționează cu 4 procurori. Un procuror șef delegat și 3 procurori de execuție. Acest lucru nu este deloc îmbucurător, ba mai mult cunosc că și situația la parchetul tribunalului Galați este extrem de precară în privința acestor posturi, că și acolo gradul de ocupare este foarte, foarte mic. Este de 26%. Da, nu știam pe din afară, îmi cer scuze, dar nu, știu problemele. Nu, nicio problemă, datele ne aparțin nouă. Da. Știu problemele și știu cât de mult colegii de acolo au încercat să facă rost de resursă umană. Din păcate, ajungând să ne partajăm oamenii cu DNA-ul. A venit un coleg procuror de la DNA la Vilcot, neputând să ia, neputând să vină altcineva. Dar și noastră știți că Dicotul are bazinul de selecție a procurorilor cu 10 ani vechime. Deci Dicot nu poate să ia procuror de vizează. E mult spus vizează. Dicot, când scoate posturi la interviu, plaja este foarte strictă. Procuror cu minim 10 ani vechime, a fost cu 6, cu 10. N-avem ce să facem, asta este legea. Și dacă bazinul de selecție nu poate să vină decât din zona parchetelor de tribunal, atunci lucrurile astea, vă dați seama că în anumite locuri în care scârție foarte tare schema de personal, trebuie ocupate. Asta nu înseamnă că alte servicii mai mari, să zicem, serviciile cele mai mari ale Dicotului sunt Cluj, Craiova, Timișoara, Iași, Constanța, dacă le-am zis pe toate bine. Unde schema de personal în general este de și de 10 și de 8 procurori, cel mai mic serviciu este Târgu Mureș cu 6 posturi, dar ocupate, ceea ce este mulțumitor, este extrem de îmbucurător, dar sunt locuri în care treaba nu este, schema nu este completă, ba mai mult decât atât, v-am explicat, au fost birouri teritoriale care au funcționat ani de zile cu un singur procuror și sunt birourile de pe lângă București, dar și biroul teritorial lor și de fie ori. Deși de fiecare dată lucrurile acestea erau cunoscute, din nefericire, nici doritorii la interviu nu au fost. În cele din urmă au venit, s-au mai schimbat și generațiile, s-au mai schimbat și oameni. La Hunedoara, iarăși mi-aduc aminte că a fost o situație în care fostul șef de serviciu teritorial Alba a plecat acolo ca să suplinească schema care era rămasă fără niciun procuror prin pensionarea doamnei care funcționa acolo. Vă dați seama că sunt lucruri care trebuie îmbunătățite, chiar dacă pe ansamblu 82% este peste media Ministerului Public. Conform datelor CSM de la începutul acestei luni, era de 84,31%. V-am spus, e posibil, nu știu, a mai fost un interviu în ianuarie. Da. Eu m-am referit la datele din decembrie. Luați în calcul și o reorganizare în cadrul DICOT? Da, pentru că acest grad de ocupare totuși arată că lucrurile stau bine la DICOT. Am spus chiar în proiect că mai există o frază în proiect în care am spus că schema astăzi, așa cum se prezintă ea și pe repartizarea pe secții, servicii, birouri, compartimente, este una perfectibilă până la urmă, că totul ține de a evalua fiecare dintre aceste birouri și compartimente și a vedea unde se impune să mai ții post de procuror și poate că ar trebui să-l duci în altă parte dacă lucrul e necesar acolo. Dar nu neapărat schema, cât ocuparea efectivă este ceea ce contează. Și aș mai avea o ultimă întrebare pe acest moment.
Aș dori să știu cum vedeți dumneavoastră situația conflictelor de competențe existente între procurorii din cadrul direcției din cadrul DICOT și cei din cadrul parchetelor nespecializate, raportat la atribuția pe care procurorii DICOT o au, așa cum este aceasta prevăzută la articolul 2 din nou G78/2016, referitoare la participarea în ședințele de judecată, cu excepția fazei de executare a pedepsei. Probabil că nu vă este străin că există o dispută în legătură cu interpretarea acestei expresii, faza de executare a pedepsei, și aș dori să vă referiți în special la situația contestațiilor la executare, în care se pune în discuție lămurirea unor aspecte ale hotărârii deja pronunțate. Știu, disputa e destul de veche și a plecat și a fost generată tocmai pentru faptul că anumite dosare ale DICOT-ului nu lucrate, spre exemplu, de structura centrală la nivelul Bucureștiului, nu ajung neapărat la Tribunalul București pentru a fi judecate. Se sesizează instanța corespunzătoare conform normelor de competență teritorială. Motiv pentru care, de foarte multe ori, aceste dosare, după judecată, ajungeau să fie obiectul unor contestații la executare și să intervină dispută între procurorii de la acel serviciu, birou, care desfășoară activitate judiciară. Da, care desfășoară activitate judiciară, mai ales în situația în care e vorba de birou, și v-am spus că șeful de birou și colegul său, de regulă fiind doi, sunt cei care fac absolut de toate, inclusiv faza judiciară, inclusiv urmările penale și conducere. Ceea ce scrie în lege, eu cred că este deja lămurit. Încă o dată, nu cred că poate cineva interpreta altfel decât a statuat legea DICOT. În ceea ce privește faza de contestație la executare în care se antamează fondul problemei, ca să zic așa, hotărârea de bază, în cele mai multe cazuri se întâmplă lucrul ăsta, pentru că altfel contestația la executare nu, în general, se atacă fondul problemei și nu neapărat modul respectiv în care a fost pusă în executare. Nu cred că pe bază de comunicare locală nu se poate ajunge la o situație de înțelegere între parchetul regular și reprezentantul DICOT local, în situația în care lucrurile nu sunt destul de bine explicate sau există o oarecare reticență, dată fiind posibilitatea ca, neavând timp să studiez absolut tot ce este în dosarul DICOT-ului, să beneficiez și de suportul colegului meu. Am reținut punctul dumneavoastră de vedere. Din păcate, dispoziția legală nu este foarte clară, pentru că vorbește de faza executării pedepsei, ori codul, titlul 5 din codul de procedură penală se referă la executarea hotărârilor penale și de aici întreaga discuție. Discută. Iar atunci când vorbesc de contestația la executare pe litera C, vorbesc de punerea în discuție a unor aspecte de fond pe care le cunoaște exclusiv procurorul DICOT. Acesta era am înțeles substratul întrebării. Da, și eu cred că se poate, în continuare știu că nu se participă de către procurorul DICOT, din ceea ce știu eu. Poate mă înșel, pentru că nu am viziunea de ansamblu pe toată. S-a ajuns pe țară, la soluționarea unor conflicte negative de competență de către procurorul general. Am înțeles. N-am știut. Este un lucru pe care nu am avut de unde să-l cunosc. Nu am avut acces la asemenea situații. Dar, într-adevăr, dacă au existat conflictele de competență, bănuiesc că s-au soluționat. Acum nu știu în favoarea cui. Da. Că poate răspunde și acolo. Favoarea DICOT, care trebuia să participe. Mulțumesc, eu nu mai am întrebări. O primă întrebare. La fila 4 a proiectului dumneavoastră, precizați că în raportul Europol din aprilie 2021 este precizată printre amenințările reprezentate la criminalitatea organizată și gravă din Uniunea Europeană și, citez,
Utilizarea frecventă a corupției, aproximativ 60% din grupările criminale raportate se implică în corupție. Da. Nu am găsit în proiect o eventuală soluție la această amenințare reală și voiam să vă întreb cum vedeți o posibilă colaborare cu Direcția Națională Anticorupție, având în vedere și proiectul domnului Voineag, în vederea reducerii acestui risc și în ce parametri, dacă să vedeți o colaborare. Am înțeles. Mulțumesc mult. Este adevărat că această constatare, acest risc identificat de SOPTA 2021, este unul real și nu este de acum. De ani de zile, grupările de criminalitate organizată utilizează corupția la diverse niveluri de acces, fie pentru a-și facilita activitățile infracționale, fie pentru a-și putea continua activitățile infracționale, fie pentru a atrage diversi funcționari de partea lor și chiar a-i îngloba în cadrul grupului criminal organizat, a-i face practic membrii activi ai grupului organizat, care să le permită, nu știu, trecerea peste frontiera migranților, trecerea mărfurilor de contrabandă, închiderea ochilor la controlul vamal, etc. Dar în această situație, spre exemplu, DICOT instrumentează o cauză de șantaj, grup infracțional organizat, eu mai știu ce, lipsire de libertate. De-a lungul anchetei se poate decela faptul că în scopurile pe care le au ca grupare să șantajeze niște oameni de afaceri, spre exemplu, aceștia circulă fără permis, drogați la volan, etc. Evident că ori de câte ori obții proba pentru așa ceva, o și transpui în probă respectiva situație. Și am făcut inclusiv acest tip de operațiuni în care am făcut flagrant pe o mită pe care o dă unui anume funcționar public. Sau am înregistrat cu totul toată situația, la final se pune sub urmărire și funcționarul respectiv. Pentru că toate sunt în conexiune și asigură de fapt întreaga funcționare a grupului infracțional organizat. Grupările, cel puțin cele autohtone, hai să le spunem clanul interloper, să zicem așa, dar grupările de criminalitate organizată, care funcționează la nivel național preponderent, nu cele care au componentă transnațională și desfășoară activități și în afara țării sau preponderent în afara țării, cele locale pleacă întâi de la următoarea situație. Îmi creez un spațiu sigur pentru mine și gruparea mea, îmi atrag de partea mea diversi funcționari, polițiști, v-am explicat, în diverse locuri, pentru a putea să acționez nestingherit pentru realizarea scopului meu și de multe ori lucrul ăsta, v-am spus, se transpune și în acea mică corupție până la urmă, că ea este repetitivă. Dar este la nivel mic, 100 de euro la, nu știu, la filtrul de poliție care m-a oprit și m-a prins că eram și sub influența drogurilor. Nu am permisul și doresc să-l obțin mai devreme și poate găsesc pe cineva care să mă ajute în acest sens. Acest tip de mică corupție care erodează, de fapt, foarte puternic, cel mai primul strat pe care se bazează poliția, spre exemplu, conduce la creșterea puterii grupării, pentru că atâta vreme cât nu se supun niciunei rigori, niciunei sancțiuni, ei cresc și ajung să fie din ce în ce mai puternici, iar atunci când reușesc să și atragă în cadrul grupării diversi funcționari publici, devin cu atât mai periculoși. Este evident că există situații în care se poate ajunge la persoane de competență DNA. Ca, eu știu, grupările de criminalitate organizată chiar să fie atât de puternice, spre exemplu cele din sfera economico-financiară, gulerele albe, nu o să tindă să corupă funcționarul cel mai de jos de pe treapta ierarhică. Vor merge cât mai sus, la director de agenții sau mai știu ce. În acel moment, din punctul meu de vedere, se impune, mai ales că, încă o dată, nu avem experiență pe corupție. Domeniul nostru de criminalitate organizată și combatere terorismului. Și competențe, da. Exact. Dar în situația în care mai avem articolul care
încă permite ca orice infracțiune care este indivizibilă cu cea cercetată și în conexitate să fie adicotului. Nu vorbim de ceea ce s-a declarat neconstituțional și nu mai poate fi ținut la noi. Da, în anumite situații, da, dar atunci când lucrurile urcă într-un anumit nivel și sunt mult mai greu de probat decât ce-am dat eu exemplu, cred că o colaborare, un schimb de informații până la urmă și o ajustare a momentelor operative, că doar asta interferează. Știți, între procurori e teama să nu mi se strice mie operațiunea, să nu intervină peste mine în operațiunea respectivă. Înțelegeți? Am înțeles. Nu, scuze. Mulțumesc. Organismele internaționale, și aici menționez în mod expres Manival, impută autorităților judiciare române, în special ICOT, faptul că nu sunt efectuate cercetări pentru infracțiunea de spălare de bani, în condițiile în care infracțiunile predicate sunt trafic de persoane, grup organizat, trafic de droguri. Situația este cu atât mai gravă cu cât la nivelul ambelor direcții specializate ne întâlnim cu situații în care persoane condamnate, definitiv, reușesc să plece din țară în state în care știți că obținem extradarea foarte greu, și duc un trai bine mersi în condițiile în care acele state au un nivel de trai mult mai ridicat decât al nostru. Da. Sunt de acord cu dumneavoastră că nu investigăm suficient spălarea de bani. Am și trecut în proiect acest lucru, că din nefericire fie numărul foarte mare de dosare la secția antidrog, fie chiar și nespecializarea acelor procurori în domeniul spălării banilor, au condus la situații în care nu s-a putut decela mai departe care a fost traseul banilor obținuți din trafic de persoane, din trafic de droguri. Și acest lucru este de înțeles. Când, exact cum spuneam, faci anchetă și încerci să destructurezi o rețea făcând probe judiciare care să conducă la probarea vinovăției pentru infracțiuni de predicat, este foarte greu să stai în același timp și în același mod cu aceeași atenție mărită să faci traseul și să urmărești bani. Banii care pot ajunge în diverse paradisuri fiscale, în diverse locuri și diverse conturi sau în criptomonede, astfel încât să fie greu de detectabile. Da. Ceea ce constată raportul Manival, constată și SUCTA, spre exemplu, faptul că am dat că se spală miliarde de euro la nivel de UE și că, de fapt, a fost subevaluată această infracțiune a spălării banilor. Că sunt exact ce spune și SUCTA, că sunt întreprinderi de spălători de bani, care, la fel de bine, sunt la un nivel ridicat în ceea ce înseamnă modalitățile în care pot disimula produsul infracțional, în care îl pot ascunde, îl pot plimba prin sute de conturi până să ajungă să pară bani reali. Legali. Să aibă proveniența legală, mă scuzați. Ori acest lucru, într-adevăr, e o deficiență, dar încă o dată, atunci când anatema, să zicem, este a traficului de persoane și te lupți să ai cât mai multe rezultate în această zonă, nu înseamnă că nu au fost trimitere în judecată pe această infracțiune, dar nu suficient. Asta este problema. Iar în privința traficului de droguri, de cele mai multe ori, pentru palierele de jos, are loc reinvestire. Deci nu este neapărat o spălare care de bani. Care ar fi soluția? Asta era întrebarea mea. Deci asta e situația reală, da. O știm, dar care ar fi soluția pentru a mai evita asemenea monitorizări negative. Da. Una dintre problemele pe care le-am pus aici și am spus că nefiind urmărită suficient infracțiunea de spălare de bani, o asemenea înființare a compartimentului de investigatori, persoane care să nu fie implicate și în ancheta penală simultan cu
asta, cu cercetare, investigația privind identificarea bunurilor, identificarea conturilor, identificarea produsului, ori în ce fel s-ar prezenta el, degrevarea procurorului de ceea ce are de făcut și produsul analitic să-i fie produsul analitic. Procesul verbal, că eu, asta, eu așa-l văd, ca să-l pot utiliza în dosarul penal, polițistul respectiv trebuie să facă aceste, la delegarea procurorului, este evident, această investigație utilizând toate instrumentele posibile, atât în mediul național, cât și internațional, surse deschise, să afle în ce modalitate se capitalizează banii unei grupări. Și dacă acest lucru nu se întâmplă în faza de urmărire penală a infracțiunii predicat, nu este nicio problemă dacă ea se întâmplă după aceea. Pentru că spălarea de bani dijunsă din asta nu mai este de competența cuiva. Noi avem în lege prevăzută la articolul 11 că spălarea de bani din infracțiunile de mai sus predicat aparține DICO. O întrebare un pic mai aplicată de data aceasta și revin la acel dosar supermediatizat cu evident urmări tragice nedorite, dar care din punct de vedere juridic era o infracțiune de omor, un caz care în mod obișnuit la parchetele de pe lângă tribunale sunt soluționate de un singur procuror. Pentru soluționarea acestui dosar, DICOT-ul a avut nevoie de 5 procurori. Cum explicați această nevoie de procurori foarte, foarte mulți pentru un singur dosar? Din punctul meu de vedere, vreau să vă spun că de-a lungul celor 6 luni de anchetă, că 6 luni au fost, activitățile au fost zi de zi și susținute. Au fost analizate sute de probe, au fost efectuate sute de audieri și o multitudine de expertize și de constatări tehnico-științifice. N-am stat să le număr, dar cândva, probabil, după soluționarea definitivă a cauzei, o să o fac. N-am fost în măsură să apreciez dacă a fost prea mult sau prea puțin. Eu știu că am muncit în fiecare zi și că nici unul dintre procurorii de caz nu a fost cel care s-a autodesemnat, eu una nu am desemnat, a fost rezoluție pusă, eram și în concediu în ziua când s-a întâmplat rezoluția. A fost hotărârea conducerii. A fost hotărârea conducerii de la acel moment. Și, într-adevăr, încă o dată vă spun că s-a muncit susținut de fiecare în parte. S-au folosit aproape toate metodele posibile. Bine, nu livrarea supraveghere, nu aveți ce să livrezi supraveghere, dar în rest, metode de cercetare, absolut tot ce se putea folosi, comisii rogatorii cu Statele Unite. Nu știu ce n-am folosit ca să aflăm adevărul din cauză. Ați menționat în prezentarea dumneavoastră și este un fapt quasi cunoscut, faptul că organismele internaționale clasează România în topul țărilor exportatoare de carne vie. Cu toate acestea, cel puțin publicul, chiar noi din sistem, dar din afara direcției, nu avem cunoștință de foarte multe grupări destructurate în această materie. Este posibil ca în momentul emiterii unor comunicate de presă el să fie prea anostre sau să nu transmită suficient informația, dar consultând site-ul DICOT, cred că se poate vedea ori de câte ori au fost instrumentate dosare inclusiv la nivel european, adică JIT-uri. România este campioană pe Joint Investigation Team pe acest domeniu al traficului de persoane cu multe țări din Europa. Constituie astfel de echipe comune de anchetă pentru a putea obține probe cât mai clare în România și a reuși să trimită în judecată aici, dată fiindcă, exact cum spuneți dumneavoastră, dacă suntem exportatori, o mică bucată a activității infracționale se desfășoară pe teritoriul României. Recrutare. Uneori recrutarea se poate face online. Infractor să fie deja în străinătate și să recruteze victima din România prin intermediul unei platforme de social media. Ori lucrul acesta
implică, din punctul de vedere al statului român și al procurorului de anchetă DICOT, o foarte mare disponibilitate de a utiliza cât mai multe instrumente avute la îndemână pentru a putea să obțină probatoriu complet până la capătul rețelei, pentru că traficul de persoane este o infracțiune complexă. Ea are 5 verbe alternative în conținut. Ori recrutarea e unul dintre ele. Da, într-adevăr, se realizează faptă consumată, dar dacă eu nu o să probez niciodată că aici s-a ajuns la exploatare, voi fi combătută pe faza de judecată și nu pot să spun, da, acela era un traficant cunoscut, deci dacă a recrutat-o de aici, s-a consumat fapta. Dacă n-am aici probe obținute în statul de destinație, este greu să pun aici sub acuzare. Pe de altă parte, faptul că nu au fost cunoscute publicului larg, nu știu, anumite nume de traficanți cunoscuți sau mai știu eu, nu știu, mă gândesc că la asta ați avut în vedere, da, când ați întrebat. Aș vrea să fiu un pic și explicită. De-a lungul timpului au fost anumite dosare foarte mari, foarte cunoscute, pentru că au suscitat, cum am spus, interes public și nu numai, dată fiind notorietatea și duritatea cu care gruparea de crimă organizată acționa. De cele mai multe, și mă refer aici, spre exemplu, la cazul Clampal, unde eu am lucrat. Era atât de cunoscut la nivelul statelor europene la acel moment, încât oriunde te-ai fi dus, era pe lista Europol primul la persoane căutate. Nu Europol, Interpol, mă scuzați. Era primul și asta mulți ani pe acea poziție de persoană căutată, pentru că nu o căuta doar România. Căuta și Spania, căuta și Franța, căuta și România, mai căuta și Italia. Erau atâtea state care doreau prinderea rețelei și destructurarea acestei rețele. Evident că știrea face în conjurul altfel și este preluată de media în alt mod. Nu, nici de cum astăzi nu mai sunt la acel nivel. O ultimă întrebare. Vă încheiați proiectul spunând și citesc: îmi propun ca schimbarea în bine să pornească cu și de la mine, da, și astfel pot să-și îndeplinească în continuare la cele mai înalte standarde misiunea pentru care a fost înființată. Da. Schimbarea în bine presupune un rău anterior. Ce rău ați schimba? Păi rău aș schimba ceea ce eu personal am resimțit, o lipsă de comunicare în anumite momente. Aș încerca să plece de la mine comunicarea către toată lumea, să fiu deschisă, să am ușa deschisă, v-am spus, în anumite perioade ale conducerilor DICOT și le stăteau la propriu deschise ale șefilor, ceea ce dădea un anume sentiment oamenilor care, de fapt, tuturor angajaților, procurori, grefie, oamenii simțeau că au acolo un partener și că șeful DICOT este în primul rând colegul lor și apoi este șeful lor. Și lucrul ăsta ar trebui să reînvie în DICOT. Și asta, eu la asta m-am referit. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna procuror, atât în analiza SWOT, cât și la partea de obiective, abordarea este cumva generală, fără a particulariza în raport cu domeniile de competență pe infracțiune. Aș vrea să ne spuneți dacă, în acest context al evaluării activității DICOT, ați identificat anumite deficiențe în componentele de droguri, respectiv criminalitate informatică, și care ar fi prima măsură pe care ați lua-o pentru remedierea acestor deficiențe pentru fiecare componentă enumerată. În ceea ce privește infracțiunea de trafic, de fapt, în ceea ce privește domeniul drogurilor, pentru că nu toate sunt de trafic de droguri, inclusiv în momentul redactării SNICO, al elaborării documentului, s-a pus problema dacă trebuie să efectuate anumite schimbări legislative raportat la acest domeniu și la modalitatea în care astăzi se efectuează urmărirea penală în domeniul drogurilor. Dacă este o infracțiune atât de complexă ca să fie efectuată deținerea, articolul 4, spre exemplu, din domeniul drogurilor, este atât de complexă încât să fie necesară urmărirea penală proprie a procurorului sau ea poate să fie lăsată într-o supraveghere și procurorul doar să supravegheze această componentă. S-a mai pus problema dacă este necesară
reținerea articolului 4 la nivelul DICOT sau ea poate fi partajată, așa cum a fost partajată și, a fost partajat și articolul 367 cu parchetele regulare. Inclusiv la nivelul DICOT s-a făcut o consultare a fiecărui serviciu și a fiecărui birou teritorial și în structura centrală, în special cei care sunt colegii mei din secția de antidrog. Și au fost atât puncte, s-au decelat opinia atât în a se menține așa cum este astăzi și nimic schimbat, și puncte de vedere legate de lăsarea în supraveghere, nu renunțarea, ci lăsarea în supraveghere a acestei infracțiuni către organele de poliție specializate care deja o au și astăzi în competență, la delegarea procurorului, evident. Nu s-a făcut nicio propunere în acest sens, adică DICOT n-a venit cu o propunere concretă în a trece această infracțiune în supraveghere, în a renunța de tot la ea sau în a o lăsa în faza neschimbată. S-au căutat atât punctele slabe ale acestei decizii, cât și eventualele lucruri punctetari pe care le-ar aduce în activitatea DICOT și că astfel s-ar putea degreva procurorul de anchetă de o mare cantitate de renunțări la urmărire penală și s-ar putea oare concentra mai bine pe antidrog. Deci, cred că primul lucru pe care l-aș face, ar face o analiză concretă. V-am spus, cât la sută reprezintă Art 4? Din Art 4, câte la sută din aceste sesizări, denunțuri făcute de consumatorii de droguri au dus la câte dosare penale și în acestea câte dosare penale au fost de trafic de droguri și până la ce nivel s-au urcat, pentru că altfel suntem într-o buclă și nu avem cum să ieșim din ea. De fiecare dată va fi și un punct bun și un punct rău, astfel încât să fii indecis. Și bineînțeles că voi lua orice decizie aș lua, trebuie consultat întregul colectiv, pentru că managementul trebuie să fie totuși participativ, oamenii trebuie să înțeleagă obiectivul și trebuie să conlucre la ducerea sa la bun sfârșit. Iar în ceea ce privește criminalitatea informatică, o bună parte a criminalității informatice la acest moment se constituie și din acele acces nelegal la un sistem informatic, spargerea unei adrese de e-mail a soției, a înfundarea în telefonul soțului sau mai știu eu ce. Nu știu dacă, exact ca și în porțiunea articolului 4, dacă acest tip de infracțiune este de complexitatea necesară să rămână în competența DICOT, dar îmi propun, exact ca și pentru articolul 4 la antidrog, să fac o analiză de acest gen și să vin cu propunere corespunzătoare dacă se va putea decela o unitate de voință. Regulă, mulțumesc. Vă rog. Să revenim cumva la zona noastră de experiență, în mod clar, zona de trafic de persoane, trafic de minori. Cu siguranță experiența este clară, atât în componenta de execuție, cât și în componenta de conducere. În analiza SWOT ați reținut ca punct slab neocuparea postului de procuror șef al biroului pentru coordonarea activităților de pregătire profesională și programe. Da. De asemenea, la interviul de la Ministerul Justiției în această procedură, ați evocat participarea la module de pregătire profesională pe domeniul trafic de persoane în anul 2020, chiar la Ministerul Justiției, și a subliniat importanța pregătirii profesionale în domeniul traficului de persoane, traficului de minori. În perioada 2016-2022 ați ocupat funcția de procuror șef al secției de combatere a criminalității organizate, secție care gestionează traficul de minori. În exercitarea acestei funcții, ce măsuri ați implementat pentru această componentă a traficului de minori, pentru protejarea emoțională a minorului victimă, pentru evitarea revictimizării și așa mai departe? În concret, la nivelul secției, există camere speciale amenajate pentru audierea minorilor și, dacă da, începând cu ce an, audierile minorilor se fac exclusiv în aceste camere, abordarea minorilor se bazează pe metode științifice, pe protocoale internaționale pentru audierea minorului victimă, dacă da, care anume protocoale, dacă ați inițiat sesiuni de formare profesională pentru procurorii care realizează audierea victimelor,
minore sau audierea este lăsată în sarcina poliției. Fiind o întrebare atât de lungă și de amplă, de fapt sunt foarte multe întrebări acolo, ca să nu... O să vă spun în felul următor. Până la mutarea în nou sediu, cel din Sfânta Vineri 33, la vechiul sediu, Calea Griviței 24, nu existau asemenea camere de anchetă dedicate exclusiv minorilor. Existau câteva camere de anchetă la subsolul clădirii închiriate în care DICOT a funcționat. Calea Griviței 24. În momentul mutării în această nouă instituție, au fost dedicate spații corespunzătoare pentru acest tip de anchetă. Sunt la nivelul etajului 1 camere de anchetă pentru orice fel de infracțiuni și pe fiecare alte secții sunt camere destinate audierii minorului. În acest moment, cât eu am fost șef de secție, cum ați întrebat în cadrul mandatului meu, încă nu erau operaționalizată. Noi ne-am mutat la momentul respectiv. În scurt timp nu am mai avut posibilitatea să mă preocup de ceea ce înseamnă conducerea secției din punctul de vedere al traficului de persoane. Ca atare știu că este în fază de pregătire de fapt sunt două, dacă rețin eu bine, două camere de anchetă destinate exclusiv minorului, care să fie în așa manieră folosite. Ați mai întrebat dacă am reținut foarte bine și vă rog să mai aduceți aminte. O să încerc să spun tot ce am reținut. Eu îmi cer scuze întrebare, într-adevăr, nu e problemă, nu, doamne ferește, nu vă cere dumneavoastră scuze. Ați întrebat dacă se realizează, dacă la nivel de șef de secție am reușit să fac... Dacă ați implementat o metodă de audiere, dacă există o metodă științifică, dacă există anumite protocoale internaționale aplicate absolut în această materie, da, da, da. Și care anume protocol? Haideți să luăm un pic mai în urmă. Vă rog. În anul 2020, ca urmare a rapoartelor negative, tip reportoare și negativ pentru noi, am formulat propunerea de înființare, o notă de fundamentare a înființării la nivelul DICOT, în cadrul secției, a unui serviciu de combatere a traficului de persoane. Secția era compusă din două servicii la acel moment, serviciul de combatere a criminalității organizate și serviciul de combatere a criminalității economico-financiare. Am simțit nevoia să arătăm că noi avem procurori specializați, care aveau dosare în lucru cu trafic de persoane. Am propus de la nivelul meu înființarea unui asemenea serviciu. Și lucrul s-a și realizat. Abia în 2021, în aprilie, prin modificarea de regulament și citat de funcții. Dar lucrul ăsta a fost de bun augur, pentru că, ulterior, raportul final dat după acest moment ne-a fost favorabil. Nu înseamnă ce a părut în ochii celor care ne analizau. A părut dramatic faptul că odată cu înființarea secțiilor a dispărut acel birou specializat din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, care avea titulatura Biroul de Combatere a de Prevenire și Combatere a Traficului de Persoane și Migranți. Și oarecum s-a pus problema că ne-am desființat unitatea specializată și nu mai combatem la fel de eficient. Motiv pentru care, într-adevăr, lucrurile în cadrul Serviciului de Crimă de Combatere a Criminalității Organizate erau amestecate. Toată lumea făcea și trafic de migranți, făcea și trafic de persoane, făcea și infracțiuni de violență atribuite serviciului, și infracțiuni contra patrimoniului grupuri organizate. Odată despărțite aceste dosare și serviciul fiind populat cu procurori pe care de-a lungul perioadei în care eu am fost șef de secție, am făcut toate demersurile necesare, inclusiv să participe la forme de specializare, de training, atât cu ambasadele, cu ambasada Franței, cu ambasada Statelor Unite. Am propus și am fost parte a unui protocol încheiat cu International Justice Mission, o organizație non-guvernamentală, dar care a primit inclusiv finanțare din partea Departamentului de Stat și care exact de acest lucru s-a ocupat, aceea de a produce training și a aduce procurori nu doar din acest serviciu, din toată țara, din tot DICOT-ul au fost prezenți și au învățat tehnici de audiere a minorului.
noi tehnici, situații în care, și inclusiv astăzi se lucrează cu această unitate, cu IGM-ul, care are la rândul lui un birou în București și camere de anchetă, de interviu cu victimele, dacă aceste victime le sunt referite după ce începe o procedură judiciară cu ele, să le aibă fiind până la urmă o organizație non-guvernamentală, să le poată susține atât pe partea de recuperare emoțională, în primul rând, și apoi să le asigure tot confortul pentru a participa la procedurile judiciare, inclusiv cu asigurarea de asistență juridică plătită de acest organism. Pe de altă parte, am mai inițiat și niște proiecte europene. Bine, DICOT este eligibil din acest punct de vedere în multe proiecte și a aplicat, a și câștigat niște proiecte. Unele au fost făcute cu parteneri din Olanda, spre exemplu, cu persoane cu care eu am lucrat de-a lungul timpului și pe care le-am rugat să intervină și să creăm parteneriate pentru a dezvolta training și pentru procurorii olandezi, cât și pentru noi, procurorii români. Și s-au realizat, în anexă de găsit, s-au realizat. Unele dintre ele s-au încheiat chiar ulterior, datei la care eu n-am mai fost procuror. Așa, scuzați. Mai e ceva? Mi-ați mai întrebat ceva? Dacă există protocoale, mă scuzați. Dacă există protocoale internaționale care se aplică în concret la aceste audieri și care ar fi cumva aceste protocoale? N-aș putea să vă spun, pentru că nu am stat lângă procurorii de anchetă să știu efectiv ce anume protocoale aplică, dar știu că fiecare dintre aceștia, absolut toți, v-am explicat, dintre cei care au în instrumentare dosare penale, vizând traficul de persoane, au beneficiat de cel puțin o sesiune de instruire în acest tip de audiere a minorilor. Următoarea întrebare. Ați menționat în analiza SWOT ca punct forte existența compartimentelor și birourilor de suport tehnic și de specialitate corespunzător nevoilor generate de anchetele în curs, biroul tehnic și de criminalistic. Da. Au fost făcute referiri multiple la un dosar din anul 2019 cu un impact public deosebit, în care, instrumentat la nivelul secției pe care o conduceați în anul 2019, în care DICOT a apelat pentru efectuarea cercetării la fața locului la serviciul omorului și la serviciul criminalistic din cadrul de DPMB. Da. Considerați în acest context că nivelul biroului tehnic și de criminalistică, în componenta de criminalistică în principal, este un punct forte în condițiile în care, într-un caz cu mare impact, a fost nevoie să apelați la priceperea, la know-how-ul unor structuri din afara DICOT-ului. Ce demersuri ați făcut începând cu anul 2019, având în vedere calitatea de procuror șef secție, pentru a putea gestiona cauzele complexe de genul celei menționate prin forțe proprii, dată fiind și anvergura instituției? Ok. Vă mulțumesc pentru întrebare. Biroul tehnic și de criminalistică are în componență polițiști de poliție judiciară care preponderent au, și de fapt așa au fost și asimilați în cadrul DICOT, se ocupă de punerea în executare a ceea ce înseamnă, și așa au și fișa postului făcută, de punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică, fie că sunt telecomunicații, fie că sunt cele din mediul ambiental. La nivelul la care a luat ființă acest birou și la nivelul la care majoritatea, au fost 40 de posturi la, alocate acestui birou tehnic și de criminalistică, nici unul dintre acești ofițeri nu are background-ul necesar să fi făcut un dosar care să vizeze infracțiunea de omor. Ei au fost selectați, au fost 35 selectați la momentul populării biroului tehnic și de criminalistică. Întâmplător am făcut parte și eu, alături de domnul procuror Horodiceanu aici, din echipa de selecție. Nu aceasta a fost... Mă rog, cred că doamna Albani atunci, îmi cer scuze. Nu cred că la acel moment s-a avut în vedere componentă de criminalistică la acel nivel la care era necesar în această cauză de interes public, așa cum am menționat-o eu, pentru că altfel
n-aș fi spus. Iar cei 35 care totuși au fost selectați au desfășurat, 5 dintre ei au desfășurat activități în mediul ambiental, 3 au fost membri, au fost polițiști care fac activitățile de marcare a țintelor, așa este tehnic prevăzut, și restul au făcut activitate de ascultare și redare în casă. Aceasta este componența cu adevărat, iar biroul de IT și de criminalistică nu este în subordinea procurorului șef de secție. Nivel de propuneri. Propunerile, propunerile pe care le-am făcut la momentul selecției vizau exact aceste două componente, ambiental și selecția fiind făcută puțin mai devreme, da? Deci nu în 2016, și componenta de telecomunicații, nici de cum de criminalistică. Ca să reformulez un pic, în 2019, în contextul instrumentării acelui dosar, nu ați realizat că DICOT ar avea o vulnerabilitate pe această linie și să propuneți măsuri corespunzătoare? Sau v-ați gândit cumva că DICOT nu va mai avea un astfel de dosar? Nu m-am gândit că DICOT nu va mai avea niciodată astfel de dosar. DICOT a continuat să facă urmărire penală și să trimită în judecată, inclusiv alte dosare mari, care aveau ca obiect și infracțiunea de omor, printre alte infracțiuni săvârșite de gruparea criminală organizată. Dar, încă o dată, nu poți să suplinești cu oamenii pe care în total îi avea efectiv DICOT-ul la acel moment, în acest birou tehnic și de criminalistică, cu expertiza necesară într-o asemenea cauză. Dar nu asta este... Deci nu m-am gândit vreodată că nu s-ar mai putea întâlni niciodată, să nu spun niciodată. Niciodată nu poți să fii sigur că nu se vor mai întâlni situații de gen. Sau nu neapărat de gen, dar care să implice necesitatea și expertiza unor criminaliști. Regulă. Deci mai avea o ultimă întrebare. Cumva în zona legitimității sunt... Am convingerea că pentru ocuparea unei funcții de top management într-o structură de parchet trebuie să existe o legitimitate, în primul rând, în interiorul colectivului. Să nu ridice semne de întrebare desemnarea, numirea unui procuror într-o funcție de top management în interiorul unui colectiv. În acest context, credeți că anumite aspecte din traseul dumneavoastră profesional, din cariera dumneavoastră, anumite poziții, anumite afirmații ar putea să conducă cumva în rândul procurorilor DICOT la a considera o lipsă de legitimitate pentru ocuparea acestei funcții sau cumva o neîncredere în capacitatea dumneavoastră de a gestiona un colectiv? Și o să dau și două borne, o să dau și două teze concrete pentru a nu discuta în abstract. Una dintre ele este dată de afirmația pe care ați făcut-o în cadrul interviului din această procedură de la MJ, în care v-ați exprimat cumva neîncrederea în capacitatea procurorilor tineri recrutați în ultimul timp de la DICOT de a instrumenta dosare complexe și cumva o necesitate de a fi dublați de procurori cu o anumită experiență. Cred că e o întrebare foarte bună în acest context, da, pentru a clarifica dumneavoastră și am elimina inclusiv mie cumva poate o percepție greșită cu privire la acest aspect. Neîncredere cumva cel puțin raportată la acești procurori care totuși au fost selectați în urma unui interviu, îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de lege și așa mai departe. Și doi la mână, raportat la traseul profesional, cumva este cunoscut în Ministerul Public faptul că ați candidat de două ori la CSM, în 2016 și în 2022, și s-ar putea, credeți că s-ar putea ridica un semn de întrebare în condițiile în care votanții din cadrul DICOT sunt mai numeroși decât votanții DNA plus PG și în acest context nu ați primit cumva votul de încredere în aceste proceduri? Ok, o să iau pe invers acum, dacă îmi permiteți, vă rog frumos. Alegeți. În privința traseului profesional, cred că de-a lungul timpului absolut toate funcțiile pe care le-am ocupat sau poziția de procuror de execuție, ca și astăzi, și munca depusă în cadrul acestei instituții, dedicarea pe care am avut-o de la un cap la altul față de DICOT, loialitatea față de echipa DICOT, care e compusă din toți procurorii ei, indiferent că sunt noi veniți, indiferent că sunt procurori vechi. Eu am spus în interviul de la MJ
că nu mi se pare corect să creezi prăpastii între generații. Nu mi se pare corect să lărgești aceste prăpastii între generații și nu mi se pare corect să le ceri unora dintre cei vechi să plece sau să le lași această opinie, părere, impresie că ar trebui să se retragă. Nu e vorba că eu nu am încredere în procurorii selectați. Vă pot da un exemplu. La nivelul anului 2016 am fost de mai multe ori membru în comisiile de selecție. A 2016, 2017, 2018 chiar. Și 2019, dacă bine am. De selecție a unor procurori în cadrul DICOR. Am ales evident procurori tineri care au venit, au performat și uite astăzi sunt chiar șefi în cadrul structurii. Și sunt foarte mândră de selecțiile făcute. În acest moment nici nu se pune problema să am o neîncredere față de procurorii nou veniți. Că și eu am fost procuror la un moment dat foarte tânăr și nou venit de undeva. Ca și mine, și ei trebuie să beneficieze fix de același tratament echilibrat și egal. N-aș putea să-mi permit vreodată, nu mă ține conștiința, să fac altfel. Nu aș putea să cer cuiva, nu știu, să mă răzbun, să am o vendetă personală cu vreunul dintre colegii noi sau indiferent de votul dat la CSM. Încă o dată, candidatura mea la CSM, să o iau pe ultima, n-are niciun fel de legătură, chiar mi-am exprimat opinia și față de domnul vicepreședinte aici, dacă suntem suficient de dedicați, amândoi vom merge în turul 2 și s-a dovedit științific că am avut dreptate și că a câștigat dumneavoastră toată stima, mi se pare firesc, avea o notorietate mult mai mare decât mine și am recunoscut și am urat succes în continuare. Nu am absolut nimic cu procurorii care și-au dat votul către dumnealui. Mi se pare extrem de corect ca fiecare să voteze conform conștiinței. Aș fi deranjată să cred chiar că oamenii vor privi, nu știu, în alt mod sau ar crede că asta nu mă legitimează să fiu astăzi unde sunt. Pe mine, din contră, m-a ambiționat acest lucru. Sunt un om extrem de perseverent. De-a lungul carierei, tot ce am obținut a fost prin perseverență și prin faptul că m-am dedicat cu adevărat fiecărui moment la ce am avut de făcut. Dacă am avut instrumentat o cauză anume, m-am dedicat până am terminat-o și am vrut să iasă cel mai bun produs posibil. Asta este și modalitatea în care cred că voi face față dacă voi obține acest post. Nu e vorba că îmi reproșez ceva și nici nu le reproșez colegilor mei ceva sau opțiune de vot. Ferească Dumnezeu. Sunt liber să o facă, dar mie asta mi se pare de esența legitimității. Fiecare dintre ei este liber să nu să aibă opinia sa. Și dacă aceasta a fost opinia sa, înseamnă că e cea corectă. Majoritatea a decis. Mulțumesc. Să rămână. O să încerc să fiu cât mai scurt, că este deja sunt mai mult de 2 ore de când susțin acest interviu. Și o să încep cu o întrebare scurtă. Autorul infracțiunii predicat poate fi și autorul infracțiunii spălarea banilor? Autospălarea de bani, încerc să... Nu, autorul infracțiunii predicat. Da. Poate fi și autor al infracțiunii de spălarea banilor? Dacă vă referiți la acest predicat, dar nu mă refer la o întrebare pur teoretică care a fost obiectul unei hotărâri a Curții Europene de Justiție. Autorul infracțiunii predicat poate fi și autorul al infracțiunii de spălare a banilor? Recunosc că nu cunosc acea hotărâre la care faceți referire. Este posibil să-mi scape la câte sunt în momentul respectiv, dar opinia mea este că autospălarea de bani nu merge. Am înțeles. În cadrul interviului de la Ministerul Justiției, da, la minutul 56, a avut loc o discuție interesantă, atinsă parțial de colegul meu, domnul Staicu, dar care cred că trebuie un pic aprofundată. Vorbiți acolo de creșterea calității actelor de urmărire penală, care ar presupune o atenție sporită a celor care verifică actele procurorilor în subordine. Și în acest context a făcut o afirmație aproximativă, în sensul că fiecare act de urmărire penală ar trebui analizat, citit integral, corectat integral și nu ar trebui să treacă până când procurorul ierarhic superior
nu își va da acordul. Acum o să vă adresez o întrebare practică. Considerați că o ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale întocmită de un procuror adjunct trebuie verificată de un procuror ierarhic superior înainte de a fi depusă în dosarul cauzei? Haideți să vă... Da, mulțumesc mult pentru întrebare. Să vă explic de ce am spus lucrul ăsta. Pentru că de-a lungul funcției pe care am avut-o, funcție de procuror și execuție și procuror ierarhic superior pentru cei din secția respectivă, am ajuns la momente la care la finalizarea urmăririi penale într-un dosar istoric, nu spun care, că nu e cazul, rechizitorul fiind pus la mâncă, am constatat suficiente deficiențe și nelegalități pentru a-l infirma. Mergând însă mai mult decât atât pe firul ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale, care era datată cu mult înainte de a fi eu procuror șef de secție, constat că cele 784 de pagini, că n-are cum să-mi iasă acest număr din minte, ale ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale, nu conțineau, de fapt și de drept, niciuna dintre acțiunile clar imputate fiecăruia dintre persoanele puse sub acuzare acolo, inculpate în acel dosar. Erau 780 și ceva de pagini de descriere a unei situații faptice, o multitudine de oameni care erau în legătură sau acționaseră pe perioadă suficient de largă de timp, iar finalmente ordonanța de punere în mișcare era față de X, Y, Z și încă 20 și 30 de persoane pentru infracțiunile de lapidare grup, de lapidare grup, fără nicio descriere. O asemenea ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale, odată ce se trece de acel moment al verificării de către procurorul ierarhic superior, măcar în controlul respectiv al moment, acolo și fusese cu totul mai grav dosarul, a condus la o serie de neclarități, de acuzații echivoce pe care părțile să le aducă la cunoștința ulterior prin unele plângeri împotriva actelor de urmărire penală, pentru că nimeni n-a observat până la acel moment cât de deficitară era acuzația din acel dosar. Și era un dosar istoric. Un dosar care avea foarte multe hai să zicem implicații și nu numai implicații. Vorbesc de situația în care era extrem de cunoscut. Era arhicunoscut la nivel tuturor. Cum se împacă totuși în opinia noastră această concepție de supraverificare a actelor de urmărire penală cu principiul independenței procurorului în instrumentul de acuzare penală? Eu am mai spus și mai spun. Procurorul DICOT este extrem de independent și este managerul propriilor lui dosare. Faptul că vii și verifici acte care sunt de verificat la momentul în care pune în mișcare acțiunea penală, faci o propunere de arestare, sunt lucruri pe care le poți face într-o fază incipientă și le poți verifica în mod incipient. Alminteri, ajung la faza de rechizitor, la asta m-am referit, nu la independența procurorului, la a-i dicta procurorului cum să facă, ce să facă și cum să scrie, ci la a verifica dacă are în acel act emis, în actul respectiv, absolut tot ce trebuie ca standardele de legalitate, de temeinicie să fie îndeplinite. Și mă refer la, în special la dosarele foarte ample, grele, ca acum la un dosar de droguri. S-ar putea să nu fie nici, ca să zic așa, să nu măsoare 780 și ceva de pagini. Da? Să fie în două pagini, să se verifică pe diagonală, dacă e cazul. Și nici să nu fie extrem de potențată încadrarea juridică sau modalitatea în care e descrisă fapta. Înțelegeți la ce vreau să mă refer? Și uneori dacă descoperi din faza, din prima fază, eviți foarte multe alte lucruri ulterioare. Și ancheta, nu știu, poate să fie mult, mult îmbunătățită de la bun început. Ok, am înțeles. Deci nu e o chestiune care să nu poate fi înțeleasă, doar aveam o curiozitate, pentru că ar exista posibilitatea la un moment dat ca opinia unui procuror șef să fie contrară opinii procurorului de caz, și atunci va intervine un conflict inevitabil și cineva va încerca să-și impună punctul de vedere. No. Ar fi de evitat asemenea situații, mă gândesc.
A treia întrebare. Considerați că două sesiuni de interviuri pe an pentru selectarea de procuror adicot ar fi suficiente? Acum, depinde și de necesități. Dacă mi se pensionează 27 deodată, poate deschid doar o sesiune și scot cele 27. Văd eu ce de posturi mă refer. V-am spus, baza de selecție adicotului, din păcate, nu vizează alți procurori decât cei cu bună experiență și probabil cu experiență în zona tribunalelor. Dar n-aș putea să fac astăzi o apreciere clară și certă că două sesiuni ar fi suficiente, după cum s-ar putea să fie suficientă una singură. Rămâne de văzut fluctuația de personal. Dacă... Da, din asta e aici o chestiune care, sau întrebarea vine cumva dintr-o situație faptică. Deja suntem la a doua sesiune de interviuri, suntem la martie. Da, înțeles că nici partidele chiar... comune nu sunt așa un sac fără fund în care dicoturi de nou... Așa este, de acord, Din păcate, punctul meu de vedere și nu numai al meu este că asemenea sesiuni de interviuri trebuie limitate drastic, întrucât parchetele de tribunale, în general, cele care sunt baza de selecție, sunt secătuite de personal și nu este corect, totuși, să lăsăm o structură de parchet clasică într-o mare problemă de personal, în vreme ce dicoturi de neau trec de 80% ca grad de ocupare al acestor structuri. De aceea v-am întrebat dacă vi s-ar părea totuși corect ca două sesiuni de interviuri pe an să fie suficiente și între cele două sesiuni totuși structuri de dimensiune adicotului să se descurce cu personalul care are. Da, acum pot să fiu puțin să-mi fiu înțeleasă greșit. Și pe mine m-a mirat că și în ianuarie și în martie avem sesiuni de interviu, recunosc. Dar, încă o dată, nu a fost viziunea mea și nu o pot explica din acest punct de vedere, dar m-am mirat, pentru că mi s-a părut cine e suficient de apropiată una de alta, fără a interveni, încă o dată, nu știu care este astăzi schema de personal completă, poate au mai plecat, poate au mai venit, am înțeles de la doamna Ion că au mai venit, adică avem 84%, nu 82,57% cât făcusem eu calculul, motiv pentru care voi fi foarte atentă să nu sărăcesc parchetele de tribunale și poate chiar să mă consult cu colegii care au acest deficit de personal. De pe de altă parte, vă dați seama că este un interviu la care cine dorește să participe, e o opțiune personală a procurorilor de a pleca într-un alt loc, din PT către DICOT sau DNA. E drept că dacă li se oferă posibilitatea frecvent, s-ar putea să fie mult mai mult interesați. Dar eu aș face-o pentru Serviciul Teritorial Galați. Mă înțelegeți și de ce? Dacă mergem pe logica mea, asta desfințăm pe Galați, sunt adicot ca să... Nu, asta a fost logica mea. Asta mă înțeleg și eu cel puțin. O ultimă întrebare. În cazul posibil, de altfel, în care un procuror instructor adicot ar fi linșat public, eventual de niște televiziuni patronate de infractori. Ați ieșit public să-l apărați? Am trăit linșarul public. Și vă mulțumesc că îmi spuneți lucrul acesta. Da, eu cred că în ceea ce privește comunicarea publică, aceasta trebuie să fie la nivel de structuri, inclusiv la nivel de minister public. Când o structură este în nevoie și poate că nu se mai poate prezenta singură, nu se mai poate legitima singură, este nevoie ca această comunicare să fie inclusiv la nivelul ministerului public făcută. Dar da, atunci când o asemenea situație s-ar întâmpla, mi se pare firesc ca poziția acelui șef de parchet, indiferent că ar fi dicotul, indiferent că ar fi altcineva, să fie una publică, raportată la indiferent ce se impută. Fiecare are drepturile egale cu ale oricărui cetățean. Nu poți să antamezi absolut nimic și să faci, să arunci o anatemă pe cariera acelui procuror până nu cercetează cineva, că e inspecția judiciară, că este, eu știu, secția, de fapt, SUPC-ul care are astăzi competența pe magistrați, până nu face o anchetă și cu acela. Mi se pare extrem de firesc. Mulțumesc că am o serie de întrebări legate de unele aspecte derivate din întrebările anterioare, care cred că ar fi bine să fie clarificate.
Mai întâi legat de stocul de dosare pe care l-ați fi lăsat în urmă la DIICOT după ce ați părăsit funcția de șef de serviciu și care a fost ulterior rezolvate cu celeritate. Aveți idee la ora aceasta care e stocul de dosare al DIICOT? Din imagine. Nu, la nivelul anului 2022, decembrie, au rămas în stoc 133 la secția 1. Am înțeles. La nivelul anului 2021 au fost 167. Da, iertați-mă, de ajuns. Deci, aproximativ 100 și ceva de dosare. 133. Puteți presupune că o parte din aceste dosare sunt în stadii avansate de anchetă și s-ar putea finaliza în 2023, fără a da exemple, evident. Da. Unele da. Deci cel puțin o parte Da. Și sunt convinsă că așa este. La nivelul bilanțului 2023, aceste dosare soluționate ar trece, evident, în partea de dosare închise, soluționate din rubrica de stocuri, nu? Da. Deci ar fi înregistrate în contabilitatea viitorului șef de ICOT. Da. Considerați că este normal să aprecieze că e munca comună și a predecesorului șef de ICOT și a celui care înregistrează soluționarea dosarului mandat? Este evident că așa este, că este o muncă comună. Nu vă închipuiți. Credeți că ar fi incorect să îi se reproșeze fostului șef de ICOT faptul că acele dosare erau în stoc de nesoluționate și ulterior au fost soluționate? Nu cred că ar fi corect. Și să vă spun și de ce. Mulțumesc. Mi-ați răspuns la întrebare. Mai departe. Legat de acel act procesual care vi s-ar imputa și ar fi pus oarecum în legătură cu demisia unui fost șef de ICOT. Din numărul de demisii, din nefericire, au fost mai multe șef de ICOT. Numai una singură este întâmplată, produsă, petrecută, în timp ce DIICOT soluționa un dosar încărcătură emoțională publică considerabilă și în care, de asemenea, dumneavoastră ați participat ca procuror de caz, dacă am înțeles bine, din discuții, eu nefiind la acea dată da. În funcțiune, nu avem de unde să știu acest lucru. La cunoștința noastră, cum amintiți, care a fost motivația demisiei publică? Vă mai amintiți conținutul demisiei? Demisia nu a fost legată strict de acest... Vă amintiți conținutul ei? Dacă asta vă întreb. Dacă nu, nu. Nu-mi pare rău, nu-mi amintesc care este conținutul. Am eu în față aici, evident că nu o să o citesc toată, dar am să citesc doar un pasaj esențial. În urma discuțiilor purtate cu Procurorul General Parchetului de pe lângă Înalta Curte, Ministrul Justiției, membrii secției de procurori din cadrul CSM, dar și în baza propriului raționament, am înțeles să îmi depun demisia de onoare în funcția și așa mai departe, evocând o serie de alte aspecte, evident, dar n-am găsit niciunul care să pună o legătură între actul procesual efectuat de dumneavoastră în cauză și respectiva demisie. Dincolo de acest conținut al demisiei, care a fost public, ați avut vreo discuție cu fostul procuror și la data aceea, din care se rezulte clar că își dă demisia ca urmare a actului noastră procesul. Nu, exclus. Aveți vreo altă informație care să vă conducă la concluzia asta? Nu. A fost infirmat actul procesual respectiv? Da. Și după părerea dumneavoastră, există o legătură de cauzalitate între actul procesual și demisie, după toate datele pe care le aveți? Nu. Deci, încă o dată, poate... Deci ar fi logic să spuneți că nu există niciun fel de legătură de cauzalitate și, prin urmare, nici emoțională. N-aveți niciun motiv de remușcare în această perspectivă. Încă o dată, n-am motive de remușcare pentru că am făcut tot ce este posibil. Bun, mulțumesc. Iar mulțumesc și eu. În privința părinților respectiv și vreau să spun public. Mi-ați răspuns. Sunt alături de ei pentru că și eu sunt părinte. Și, încă o dată, e dreptul fiecăruia să spere până la final. Emoțional, îi înțeleg pe fiecare. Dar ancheta penală trebuie derulată în timpul celor 6 luni cu inculpatul arestat. Nu am nici o cunoștință ca domnul procuror șef de atunci să fi demisionat din cauza acestui act procesual. Bun. Mai departe. Dacă parcurgeți procedura cu succes, o să deveniți procuror șef de ICOT. Deci conducător de instituție.
deja ați mai avut funcție de conducere. Știți foarte bine că într-o astfel de poziție apar tot felul de presiuni, bombardament informațional, aveți la dispoziție tot felul de surse, opinii, de bună credință, de rea credință. Un șef de instituție e supus, hai să spunem, unei presiuni constante din punct de vedere informațional, care trebuie să facă față și psihologic, dar să și discernă între ce anume valorizează în procesul său de management, de analiză și de luarea deciziei. Și acum revin la concret. Ați făcut parte din grupul pentru elaborarea SNIC, grupul de lucru interinstituțional. Au fost multe instituții acolo. Ați și evocat faptul că ați avut la bază o serie de date, de informații, vulnerabilități și așa mai departe. Parte din ele vin DICOT. Vă spun că și alte instituții au adus date. Fiecare a contribuit. Putem considera că o parte din aceste date, fără a avea, calificativul de... fără a fi clasificate din punct de vedere al legii informațiilor. Erau totuși o serie de date care nu erau publice, nu erau... Multe nu erau publice. Multe erau date și informații. Nu știu acest lucru, dar vreau să spuneți și public. Deci ați lucrat pe o serie de date și de informații, inclusiv care privesc vulnerabilități, care nu erau în posesia publicului. Așa este. Datele statistice au ridicat. În mod cert, nu erau în posesia unei asociații profesionale, fie și de magistrați. Sigur nu. Și atunci, noastră, ca lider de instituție, când aveți în față o strategie care știți bine că a fost construită pe astfel de bază, dar și o critică a unei organizații care n-a dispus de astfel de date, dar acuză că n-a fost făcută strategia în legătură cu datele respective, ce valorizați? Critica respectivă, doar pentru că ar fi mai popular lucrul ăsta? Nu, sau veți crede în instrumentul profesional, științific, încă o dată, validat de profesionist? Eu cred că instrumentul, știu ce muncă a implicat, pentru că am fost acolo, știu ce, câte instituții am stat la față și câte zeci de ore am făcut această, am făcut să ia naștere această strategie națională. Știu și s-a pus de foarte multe ori problema inclusiv în redactarea planului de acțiune, cât de public poate să fie și cât de mulți clopoței pot să pui unor măsuri dacă vrei să fie eficient. Mult. Mai departe. Așa cum arată legea noastră, mai precis legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, propunerea și respectiv numirea într-o funcție de conducere în cadrul Ministerului Public este condiționată de legitimitate profesională sau populară? Legitimitate profesională. Bazată pe cariera anterioară sau pe simpatia unora dintre colegi? Pe cariera anterioară. Vă dați seama că nu poți... E bine ca personajul respectiv, în speță să zicem că aș fi eu, să aibă și popularitate între colegii săi alta decât cea profesională, dar asta nu este un impediment. Deci nu este un impediment. Nu. În sfârșit, legat de digitalizare, și eu am remarcat faptul că nu l-am abordat acest subiect în proiect și m-am întrebat de ce, după care am realizat, dar aș vrea să precizez și dumneavoastră aici public. În obiectul de activitate, să spunem așa, DICOT, în competențele sale legale și în fișa postului șefului DICOT, există atribuții legate de generarea acestui, să spunem, instrument modern de management, care, așa cum bine s-a spus aici, e sarcina guvernului. Nu are atribuție pe lege așa. Bun. Deci, undeva, considerați că este o onestitate instituțional-profesională să nu menționați un subiect care nu e în competența noastră, sau e o eroare? Aș fi putut să intru mai în amănunt pe schimbări, propuneri de lege ferendă acolo unde eu aș fi avut, spre exemplu, la definiția grupului. Dar, încă o dată, nu este... Nu este problema șefului DICOT mai să departe. Fie... Cum vedeți cooperarea dintre șeful DICOT și CSM? Și cu asta am încheiat. Mulțumesc. Încă o dată cred că și sunt la dreapta comunicării deschise, dialogului și a lăsării deoparte a tuturor, nemulțumirilor trecute. Sunt adepta evoluției, a progresului, a mersului mai departe, dacă se poate, umăr la umăr, pentru că dușmanii nu sunt în această sală sub nicio formă. Și nimeni nu trebuie să gândească vreodată că așa stau lucrurile. Șeful DICOT are un rol instituțional,
este unul dintre procurorii de rang înalt care trebuie să aibă o bună comunicare și o bună conlucrare cu toți membrii secției de procurori. Îmi doresc, dacă ajung în această poziție, să stabilesc cu fiecare dintre dumneavoastră un dialog și o comunicare, împreună sau separat. Îmi doresc cu dumneavoastră, domnule vicepreședinte, să continuăm dialogul și sunt convinsă că mă cunoașteți și că sunt acel om deschis cu care să puteți discuta orice fel de probleme, instituțional vorbind, pentru a genera progres pentru instituția pe care și dumneavoastră o iubiți. Sigur. Mulțumesc. Mulțumesc pentru răspunsul meu, domnul ministru. Eu mai am o singură întrebare. Vă rog. Asta închei și e legat de ultimul dumneavoastră răspuns. Colegul nostru care va locui la conducerea secției 3 este în prezent candidatul la funcția de procuror general al României. Da. Ținând cont că la momentul evocat mai sus ați considerat cumva ostilă preluarea secției de către la procuror șef, vreau să vă întreb, unul, de câte ori ați discutat în ultimul an cu două procurori candidat? Și doi, cum veți trece peste această stare dacă veți fi numit în funcția de procuror șef? Încă o dată, nu a fost o preluare ostilă. În ziua de... Nu știu ce... Descrieți că ați acuzat o lipsă de comunicare. Lipsa de comunicare este altceva, dar nu înseamnă o preluare ostilă. Dumnealui n-a preluat nimic ostil la adresa mea. O preluare ostilă în definiția legală e cu totul altceva. A fost o metaforă. Nu este o... N-am acuzat o preluare. Deci a fost o preluare liberă. Bineînțeles, eu chiar am avut o discuție după ce am fost anunțată de doamna procuror șef adjunct. Am avut o discuție cu domnul candidat la funcția de procuror general și am discutat absolut normal, l-am rugat, chiar personal l-am rugat, acceptă delegarea, este firesc să meargă lucrurile bine și mai departe, iar eu frecvent discut cu dumneavoastră. Nu am avut relații rupte. Și nu există vreodată vreo posibilitate să mă fie supărat pe am fost și șef înapoi, delegat și șef de serviciu. N-am nicio supărare, nu m-am înscris la concurs pentru acea funcție. Colega care s-a înscris, am discutat chiar zilele trecute. Deci da. Nu se pune problema de așa ceva. Bun. Mulțumesc. Aveai voie să-mi întrebai? Nu. Nu. Vă mulțumesc și eu. Cu majoritate față de interviul de astăzi și de proiectul candidatului pentru funcția de procuror șef al Direcției de Investigare Infracțională de Criminalitate Organizată și Terorism, secția cu majoritate a oferit un aviz negativ propunerii domnului ministru. Urmează să trimitem documentele Ministerului Justiției în zilele care urmează.